ședința ordinară a Consiliului Local din luna februarie, prin dispoziția primarului 78 din 18 februarie, sunt prezenți 40 consilieri locali din cei 15 în funcție, excepte domnul consilier Munteanu Ioan. Este în îndeplinită condiția majorității prezenței consilierilor publice care se desfășura normal ședința, deci este legată constituită. Vă rog pe doamna președinte să se ia convocare. Bună ziua și bine ați venit! La începutul ședinței propun să supunem atenției procesul verbal de la ședința de Consiliu anterioară. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, se supune la vot. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Da. Acum vreau să votăm procesul verbal și voi da citire punctelor suplimentare, care nu le aveți. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Serviciului Public Local de Salubrizare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul 2 suplimentar. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul 3 suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție cuplare LES MT LES 20 kW PT 11 Slănic Moldova PT 5 Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul 4 suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Public Local de Salubrizare Slănic Moldova anul financiar 2020, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, sursa de finanțare A și sursa de finanțare G, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul 6 suplimentar. Proiect de hotărâre privind acordarea câte un fond fructifer primilor 200 de cetățeni care achită integral datoririle către bugetul local al orașului Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Și punctul 7 suplimentar, proiect de hotărâre privind aderarea orașului Slănic Moldova la Asociația GAL Valea Jurii Bacău, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi, cine este pentru? Împotrivă? Atunci suntem de acord cu întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituții, servicii publice finanțate din venituri proprii și subvenții. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Domnule primar. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară convocată pentru data de astăzi. Mulțumesc că participați la această ședință. Eu la punctul 1 am discutat în comisii. Aș vrea doar pentru cei care ne urmăresc să reținem că bugetul de venituri și cheltuieli în acesta are cea mai mare cifră registrată vreodată la nivelul primăriei la capitolul venituri și la care se adaugă peste 9 milioane de lei, nu vreau să spun date la milimetru, și peste 1 milion de lei din excedentul pe care l-am constituit de anul trecut. Respectiv, pentru prima dată, Primăria Slănic Moldova are un buget de 10 milioane de ron, care a fost distribuit, după cum am discutat în comisie. La punctul 2, când o să reluăm lista de investiții, acolo o să prezentăm principalele puncte unde se vor duce acești bani. Ceilalți sunt funcționale și pe ceea ce salarii, alte cheltuieli necesare pentru a putea continua activitatea.
adus în discuții? Da. Vă rog. Dacă îmi permiteți, așa cum am discutat și în comisie și am discutat cu colegii mei din Comisia de Națională, propunem o modificare la codul 200301, indicator hrană pentru copii, cu o suplimentare de încă 15.000. Deci, în bugetul actual sunt reduși 15.000 de lei, ceea ce asigură hrană pentru copii, respectiv preșcolari de la Grănița Mărințica, doar pentru 3 luni. Ianuarie, februarie, martie. Alocarea de încă 15.000 vine tocmai în ajutorul acestor copii de a asigura hrană până la sfârșitul anului școlar. Mai, aprilie, mai, iunie. Am înțeles. Considerând că nu cred că mai este posibil să se facă rectificare bugetară în luni, aprilie, mai, aceasta se face de obicei în lunile august-septembrie, urmând ca rectificarea care va urma să fie pentru anul școlar următor. Am înțeles. Pe colegii mei. Am convenit din comisii că suntem de acord cu acest punct de vedere. Era vorba doar de un document care trebuia să vină de la școală, de la contabilitatea școlii, să vedem cât s-a cheltuit până acum din bugetul pe care îl aveți, dar nu are. Eu propun să, dacă dumneavoastră sunteți de acord și vor rămâne niște bani, o să-i utilizăm după septembrie când începe anul școlar. Nu este, din punctul meu de vedere, o problemă și pentru că ați amintit de asta... Oricum acești bani nu ajung până la sfârșitul anului. Pentru că ați amintit de acest aspect, aș vrea să aduc în discuție că analizăm posibilitatea ca de la 1 septembrie să asigurăm 100% hrana copiilor de la preșcolar. În sensul în care să încurajăm familiile să-și dea copiii la școală, astfel încât în clasa 1 să fie mai pregătiți pentru a face față cerințelor educaționale. Și tot o noutate, analizăm, nu o să reușim pentru anul școlar următor, adică ăsta care începe în septembrie, dar analizăm ca și la Cireșoaia, grădinițe cu două grupe de grădinițe, să facem grădinițe cu program prelungit. Asta înseamnă ca părinții să stea mai relaxați acasă, să nu fie nevoiți să-și, la 4 ore, să-și ducă copilul, să-și aducă copilul de la grădiniță și copilul să stea 9-10 ore într-un cadru sănătos de dezvoltare educațională și dezvoltare din perspectiva sănătății. Pentru că acolo primește o hrană de trei ori pe zi mâncare și se odihnește și se joacă și când ajunge acasă iese mai educat și mai sănătos. Problema spațiului. Da, analizăm. Tocmai aici este există la momentul acesta, dacă găsim loc pentru grupa 0, atunci există deja clasa în asta va sta practic, dar vom aloca și atenția necesară și resursele pentru a dezvolta această parte a educației de preșcolar. Și în același timp vă spun că în bugetul, pentru că sunt obiecte de inventar, nu au fost trecute pe lista de investiții, dar toate clasele 1-4 vor fi dotate cu televizoare mari și cu internet, pentru ca învățătorul să-și poată folosi și de pe internet lecțiile. Unii dintre noi am procurat un telefon, dar nu e de ajuns. Toți copiii trebuie să aibă acces. 4 bucăți la Stănici și 4 televizoare la Cireșoaia vor ajunge foarte curând în clasele dumneavoastră și de asemenea internetul acolo unde nu este va fi dotat și la fel acolo unde nu sunt unități de calculator sau laptopuri vor primi învățătorii, pentru că noi considerăm că este imperios necesar și vom reuși din bugetul pe care îl avem să alocăm aceste. Modul de achiziție va fi, primăria le va achiziționa și le va da în custodie școlii, așa cum am făcut și la grădiniță și la Cireșoaia și la Stănici. Dar și încă ceva, cu atât mai mult trebuie majorată suma, pentru că numărul elevilor va crește. Sunt trecute, vor fi peste 53-54 de ani. Aici... Tocmai de aceea am venit foarte să înțeles. Și cu această doamna, eu nu am... Din potrivă, apreciez o inițiativă care poate să fie... Mai ales că e pentru copii. Da. Fără rezerve.
Nu e pentru mine. Pe noua listă de investiții, adică văd o listă de investiții modificată față de precedenta, la punctul 16 apare lucrări de reabilitare, refacere rețea distribuție apă, refacere de surse alimentare cu apă potabilă. A dispărut termenul de Tudoreanu. Domnul primar, dacă vreți să ne clarificați puțin ce reabilitări. Deci este vorba de două lucrări. Este vorba de investiția de reabilitare a celei de-a doua conducte de apă dintre izvorul numărul 14 și Sfântul Spiridon. Domnul consilier Mocanu cunoaște că ne-am consultat la fața locului despre această problemă, unde avem estimată o sumă și este vorba de reabilitare rețea Cireșoaia, care nu are legătură de data asta cu Tudoreanu, are legătură cu rețeaua principală, însemnând regulatoare de presiune, manometre, sistem de pompare, electrovane și o investiție care este necesară. Acum, dacă tot am ajuns la capitolul acesta, este la punctul 2, dar e bine să răspundem pentru că are legătură cu bugetul. Aș vrea să înțeleagă toată lumea și dumneavoastră și cei care ne privesc. Noi, din studiul care s-a făcut de către o firmă specializată, s-a constatat că Cireșoara este dependentă de apa care vine de pe Valea Stănicului. Respectiv, sâmbăta, duminica, apa pleacă de la stația de apă de la Stănicel și merge pe conductă la vale. Când consumul nu este mare, ajunge apă și la Cireșoara și de multe ori ajunge și acolo unde avem sesizările. Dar totul este o probabilitate pentru că sâmbăta, duminica sau în zile de sărbătoare, când toată lumea folosește apa, atunci crește consumul pe Valea Stănicului și Cireșoara nu mai primește apă suficientă. În situația când erau precipitații, se mai compensa cu bazinul Tudoreanu și mai era cât de cât o rezervă. La momentul acesta, fiind secetă, este cea mai nefastă perioadă posibilă în rețeaua noastră de apă. Noi am avea suficientă apă la Stănicel ca să alimentăm și Cireșoara, dar nu este posibil să ajungă apa până acolo. Și atunci, soluția tehnică a fost să se instaleze sistemul de pompare de la Tudoreanu, situație în care apa noaptea de pe Valea Stănicului se umple bazinul și cu ce vine din sursa de la Tudoreanu să se pompeze, pentru că sistemul de pompare, practic, rezolvă vârful de consum, o să fie 6 bari. Ne-am făcut probe în decembrie, vreau să vă spun că cu testare în teren și lumea a fost mulțumită, doar că la momentul acesta nu avem ce pompa, pentru că este odată secetă și izvorul Tudoreanu vine foarte slab și doi, că noaptea nu urcă apa cum ar trebui să umple bazinul de la Tudoreanu. În sensul acesta, etapa a doua de investiție înseamnă un sistem de pompare care se instalează de data o pompă, că nu e un sistem, un grup de pompă, o pompă care ia apa și îmbunătățește presiunea care urcă sus în bazin, de jos se mărește căminul de jos de la Tudoreanu și noaptea bazinul acesta se va umple, că noaptea scade foarte mult consumul pe vale și nu va afecta consumatorii casnici și ziua, în funcție de câtă apă avem, câtă vine din izvor, să asigurăm măcar un program cu program pe cei care nu au avut apă niciodată sau apă foarte rar. Adică familiile respective de pe Bradului, de pe Oituz, de pe Nucuri, de pe străzile pe care nu ajunge apa trandafirilor, ei vor primi, vor ști, eu am apă de la ora 8 la ora 11 și am apă de la 5 seara la ora 10 seara sau în funcție și de capacitatea de apă și celălalt. Deci vom crea posibilitatea cu aceste investiții, pe de o parte să frânăm pierderile de apă din zona izvorului 14 până la Sfântul Spiridon, pentru că acolo este în drumul național și să săpăm în drumul național, să reparăm conducta care e veche de 50 de ani, nu este o soluție. Devierea ei pe estacadă este soluția cea mai bună și la Cireșoara are legătură cu investiția pe care... Dacă îmi permiteți, două secunde. E foarte bine ceea ce doriți să rezolvați, dar eu mi-amintesc că această situație a Slănicului este foarte veche.
v-ați pus întrebarea de ce se numește drum canal. Deși înainte de 89, Slănicul avea probleme cu apă. Și atunci apa mergea până la Gică Ignat. Deci până undeva unde era fost un fer. Așa. Fiecare unitate care făcea turism avea un bazin tampon în care și-a adunat apă pentru perioadele de secetă. Drumul canal a fost făcut tocmai cu scopul de a aduce de la Valea Ozului, prin conductă, apa în stația de ape de la Slănicel. Cred că asta ar fi soluția care să rezolve în final, de asta am spus că e bine, pentru un moment ceea ce ați propus e foarte bine. Dar pentru viitor, cred că ar trebui luată în calcul această soluție pe fonduri europene, o conductă care să vină de la Valea Ozului pe drum canal, că de-aia a fost construit, până în stația de ape. Iar de acolo apa să meargă până la Cireșoara și eventual la Târgu Ocna. Domnul primar, cu pompa care și dumneavoastră pomontată până la bazin, nu faceți nimic. Ați pornit pompa, ați golit imediat bazinul, s-a dus pe stânga, fi consumul mare. Dacă vreți să rezolvați treaba aia acolo, trebuie să mă duc coloana care pleacă deci, de la Slănic. De la Slănic, până acolo. Domnul Calu a fost director și am avut la... Știți când aveam noi pensiune și zicea să pun o pompă și domnul director tot, dar dacă punem pompă, golim bazinul, eu vă spun chiar, acum că vă contrazic sau nu știu. Dacă mărim coloana, nu-mi trebuie nici pompa acolo și nu-mi trebuie nimic. Vă răspund imediat. Da. Mai sunt întrebări? Domnul, vreau să răspund domnul Cotescu. De domnul Cotescu. S-a făcut o verificare cu diferențele de nivel. Nu putem să luăm apă de la Trăboaia decât prin pompare. Prin cădere liberă nu. Și atunci suntem morți. Până în vârful de apă. Vă dați seama ce cantitate de energie să pompezi apa în rezervoar de la Slănic pe ruta asta, Cărăboaia, Slănic, Moldova. O problemă care nu s-a discutat și aș vrea să o luați în considerare este vorba de rezervorul de 100 de metri pe care îl avem la ultimul drum. Rezervorul de 100 de metri cubi a fost făcut cu destinația asta să asigure diferența de apă pentru Cireșoaia. Acolo s-a întâmplat o chestie neplăcută în sensul că pe aceeași direcție sunt și locatarii și rezervorul. În momentul în care se golește rezervorul, locurile rămân fără apă la etajul 4, 2 și așa mai departe. Există o soluție tehnică în sensul în care să se renunțe la legătura care este făcută acum la blocuri, pe la pod, găsim o soluție cu forașul, așa să luăm apă din coloanele care se duc la vale, încărcăm rezervorul de 100 de metri cub și asigurăm, în caz de necesitate, cantitatea de apă care trebuie la Cireșoaia. Noi, atunci când s-a făcut acest rezervor, am prevăzut ca apa să treacă prin rezervor și după aia să se ducă până la Cireșoaia. Deci rezervorul ar fi plin în continuu. Am reținut. Acum, să o luăm pe rând. Asta cu Valea Ozului, lucrurile sunt clarificate și întăresc ideea, propunerea, studiul, cercetarea făcută veche de proiectantul care a venit și ne-a oferit o consultanță. A spus așa, oameni buni, până asta aici la Slănic Moldova aveți suficientă apă dacă se rezolvă drenul și dacă se rezolvă Slănicea. Slănicel a fost făcut cu crepine pentru perioada tulburii, el a fost menținut pentru rezervă. Dacă noi activăm această, reușim să punem stația de filtrare și vom lucra și cu drenul și cu Slănicel, nu poate să aducă direct apă, el trebuie să treacă printr-un filtru de turbiditate, etc. Dacă reușim acest lucru și la punctul, la un punct la obiectul de investiție este aceea stație de filtrare, și reabilitarea drenului, care înseamnă 8 milioane de roni, studiu făcut recent și adus la cunoștința dumneavoastră, eu cred că s-a rezolvat problema sursei de apă. Dar, revenind la propunerea domnului Mocan, care este o propunere foarte bună din punctul meu de vedere, dar, dacă nu schimbăm conducta pe Valea Slănicului, atunci toți consumatorii de aici și până la Cireșoaia la intrare vor face presiunea de la Cireșoara. Cu cât se deschid mai mult valele în vârf de consum, cu atât presiunea de acolo dacă nu schimbăm conducta. Și atunci, să pui o conductă nouă la momentul acesta de la, pe o distanță mare, ar fi o lucrare mult mai greu de făcut și ar intra în contradicție cu proiectul pe care noi l-am depus pe apă canal la PNDN de 16 milioane de euro, care ar rezolva rețea nouă, canalizare nouă și celălalt aspect. Din această cauză și vă rog să mă am studiat, adică a durat
destul timp ca să luăm această decizie? Acest grup de pompare va fi pentru orice eventualitate o rezolvare. Să zicem că vom rezolva problema cu Valea Sângelui cândva, da? Dar el poate să rămână o soluție de backup. În sensul în care, gândiți-vă că izvorul acela aduce un debit, da? Acum are 3 metri cub pe oră, dar noi estimăm că va avea 12, adică la perioade de precipitații bune, da? 12 metri cub pe oră, rezervorul are 100 de metri cub, în 10 ore, mai puțin de 10 ore, el s-ar umple. Respectiv, am putea să suplimentăm perioadele de vârf, normocanul, da? Care înseamnă sâmbătă, duminică și în sărbători, că atunci nu este apă. Mai sunt și alte perioade, dar în general, nemulțumirile sunt în perioadele astea când consumul pe vale este foarte mare. Eu propun să aprobați în forma asta lista de investiții, având în vedere că ele rezolvă pe termen scurt problema, dar vor fi utile și pe termen mediu și lung în situația în care vom rezolva. Am reținut problema cu bazinul de 100, știți că am fost chiar împreună acolo și am discutat. Este o soluție. Dacă se reabilitează conducta de la Biserica Catolică pentru Nicolae Bălcescu, pentru locul, aia este spartă și se cade mereu. Când s-a reabilitat conducta asta, putem să facem această mutare. Deocamdată vă rog să înțelegeți cu toții, deci e vorba de o sumă importantă pentru apă canal. Nu cred că la momentul acesta putem să facem mai mult. Dacă ar fi, prioritatea următoare ar fi să punem bazinul de 100 și să rezolvăm blocurile de la 14 la deal cu conducta fără să afectăm blocurile și bazinul de 100 să fie conectat ca tampon de apă pentru Valea Stănicului, aș zice eu până la Cireșoara. În sensul în care avem situații când mai suferă întreprinzătorii de pe zona respectivă sau am putea să facă. La fel, acolo acest bazin pus în funcție îi trebuie. Dacă stă mai mult de 24 de ore apa, îi trebuie stație de clorinare, îi trebuie să intre și să iasă. Am reținut propunerile și... Vreau să spun și ceva, dacă da. Se poate că se montează pompa asta acolo la intrare în Cireșoara, să se țină cont, să mențină presiunea care este acum, măcar aia, ca să nu se afecteze cerdacul și namul. Afectează. Pompa care a legat de acolo la toate. Domnilor, noi ne propunem ca această... Acolo la Cireșoaia ajung două conducte, una de 90 de mm, una de 63. Conducta de 90 este oprită mai sus cu 20 de metri. Ne propunem să o ducem și pe asta acolo. Aia are 5 bare, are 2 bare, adică avem o diferență de presiune. Ce vă asigur eu? Că dacă va fi afectată Valea Stănicului, nu va fi afectată pe timp de zi, pentru că noi ne propunem să umplem bazinul de la Tudoreanu doar pe perioada de noapte, respectiv. Nu trebuie să alarmăm că va fi o problemă de presiune. Programul deja se alarmează. Deci, bun. Cum este în Cireșoara? Dacă se montează un regulator de presiune înainte de pompă, să verific acum presiunea care este. Nu aș să mențin aia. Cea mai bună este ar fi ca să nu schimbăm toată coloana. Dacă de aici de la Slănic, din coloana mare, să mai mergem câțiva kilometri cu coloana mai mare. Adică de aici de Bă, sunt mai multe scenarii. Eu vă asigur că nu o să afectăm populația, că nu vrem să avantajăm pe unii, să dezavantajăm. Adică scăpăm de reclamațiile de pe niște străzi și eu vă asigur că nu ne va afecta. Domnul, facem ceva, poate nu facem cât... În momentul acela, 100 de metri cub de apă. Dar vă dau cifre. Vă dau cifre. 100 de metri cub se consumă într-o zi și jumătate la Cireșoara pe contor. Domnul Ionel. Dar problema mai este și de altă natură. Mai avem familii care nu au contor sau au conducte branșate incorrect,
nelegal și asta este iar obiectivul nostru. Eu vă asigur că 100 de metri cub de apă nu se consumă imediat și dacă, încă o dată, dacă 100 de metri cub se consumă în 5 ore, vom face un program dimineață 2 ore și seara 3 ore, în așa fel încât să putem asigura. Dumneavoastră știți că sunt familii care au zile întregi lipsă de apă? Păi de asta cum pare... vă luați contul, de exemplu, atât ca citit contul și atât a consumat. Sunt familii care are apă, nu puteți vă luați pe contul. Cum adică are apă? Păi ajunge apa, de exemplu, dacă... Păi și dacă n-ajunge apa, merge contorul? Nu. Păi nu merge, să spuneți că pe contor am 100 de metri... Eu vă dau consum din contabilitate, dar... Domnule, să-mi dați dreptate, doar acum suntem aici, așa se vede. Cu pompa nu faceți absolut nimic, dacă nu schimbați coloana. Goniți coloana la palitor. Nu, haideți, absolut nimic ce înseamnă? Că nu... Haideți să revin la ceea ce spuneți. Ca soluție de moment e bine ceea ce faceți cu aceste modificări la rețea. Dar soluția va fi, așa cum spunea și domnul Mocanu, apa va fi pompată, dar aceasta apă poate fi vândută și la Târgu Ocna. Gândiți-vă și la varianta. Bun, este varianta pentru proiectul pentru viitor, eu nu spun pentru mâine, pentru poimine. Pe proiectul mare, ăla mare care am depus la CNI, conducta principală este o conductă de transport de apă și va avea o secțiune din care local ne vom racorda în conductele secundare. Nu se mai branșează în conducta principală fiecare utilizator. Adică, păi tocmai, atunci vom putea aduce aceeași presiune la fiecare cartier mare. Păi, da? Ați zis dumneavoastră cu Cireșoaia. În contra Cireșoaia trebuie să aibă apă, să nu aveți aici sus. Presiune cea mai mare. Da, presiunea cea mai mare. Dacă ar fi conducta, dacă lucrarea ar fi fost făcută cum trebuie. Așa te-ai făcut. Domnilor, nu. Dați-mi voi. Deci atunci când a fost dimensionată conducta, a fost dimensionată prin un anumit număr de consumatori. Și hidraulicul. Ulterior s-a legat fiecare de capul lui. Care s-a legat cu 3 sferturi, care cu un sol, care cu 2 sol, fiecare de cât a fost nevoie. Problema este în felul următor. Dacă noi să facem pe strada Părâul Bradului, să înlocuim o coloană în totalitate, să băgăm o coloană de 50 de metri, nu știu, trebuie să menționăm, și să îi legăm pe toți cu jumate de țol, cu cămin la poartă și cu apometru la poartă, nu în interior, nu o să facem nimic. A doua problemă, referitor la cantitatea de apă care o are Slănicu. Acum 4 ani de zile, Târgu Ocna a făcut un studiu cu un comisar european care era specialist în... Francez. Apă, francez. Da. Așa? La care eu am participat la toată expediția aia. Și concluzia a fost în felul următor. Slănicu, prin sursele care le are, administrând apa în mod corespunzător la oraș, la populație, la agenți economici, poate să dea cel puțin 20.000 de metri cub pe lună la Târgu Ocna. Da, asta poate că nu plouă. Bun. Eu cred că explicațiile au fost date. Sigur, după ce am fost aici. Deci nu aia unde stau eu pe libertate sus, sub ideal Chichiu și Chetrin și acolo. Este un izvor care și acum la următoare, de când nu știu eu, când este agentea, e conjugat mâna. Eu am făcut-o așa, de că nu este departe. În special de acolo, mi-am pus să conectăm apa de acolo, acum vreo 6-7 ani. N-a fost finanțare, am dispunut cu multă de țeavă, n-au fost pe cea mai pe pereu ăsta. S-a băgat apa prin coloană, la vin de la Sănei. Eu zic, totuși, dacă acolo va fi o soluție, un bazin, chiar în gând, nu este departe, dacă sunt vreo 400 de metri. Și un bazin de acolo, zic că sunt la libertății cu ce la și ce mai intră din coloană, zic să putea să... Acum, ce trebuie să înțelegem noi? Apa odată adusă în conduct, ea trebuie să corespundă din punct de vedere al normelor. Ca să aducem o sursă de apă suplimentară, înseamnă o stație de clorinare locală și celelalte aspecte. Exact cum este la Tudoreanu. Bun. La Tudoreanu vom face clorinare automată, până acum făceam clorinare manuală. Da? Din nou, dar care este problema Stănicului? Problema Stănicului când noi avem apă, dar la vârful de sarcină nu ajunge la fiecare cetățean. Și atunci, vă rog să aveți încredere că modul acesta de abordare, pe termen scurt, eu nu spun că este cea mai bună soluție, ar fi fost dacă noi n-ar dura. Câtă răbdare să aibă oamenii ăștia? Da? Ei nu mai pot să aibă răbdare pentru că e, lipsa de apă este cea mai mare problemă la apă și curent. Dacă nu ai apă și curent, nu poți să treci. Așa că, pe termen scurt, eu v-am făcut dovada
că lucrul acesta este bun, pe termen lung luăm în calcul toate propunerile dumneavoastră, inclusiv să aducem o sursă suplimentară. Dar asta, încă o dată, trebuie magazinare, clorinare, nu poți să aduci izvorul, să-i dai drumul în conductă. Da? Bun. Deci, dați-mi voie să mai completez un minut. La rezervorul de la Cireșoaia a fost prevăzută o instalație care aducea apa în parametri biologici de cea mai bună calitate. Aparatul a fost luat de acolo și dus la casa de apă aici, la Sânic, și între timp s-a îmbolnăvit. Ce spunea domnul Solomon, nu este obligatoriu să facem clorinare, pentru că în momentul ăsta sunt dispozitive care pot prelucra apa din punct de vedere biologic la parametrii de consum. Care sunt automatizați, nu e nicio problemă. Deci dacă găsim o sursă care, într-adevăr, are merită atenția, așa, și facem analizele ca să corespundă, să o putem prelucra, Dar momentul ăla, n-are rost să tragem de acolo. Noi, când nu plouă, dăm apă la prea plin afară. Știți? Bă, eu știu că asta este bun. Totul este coloană. Odată când ai apă acolo și o dai la prea plin afară sau strangulezi vale, deci nu pleci la vale, înțeles că este coloana care nu face față în bun. Și adică să faci un bazin, cum zice domnul Solomon, eu nu înțeleg că e bun. Mă stau pe Mărești. Băi, anul ăsta duc 3 km coloană. Anul ăsta duc 3. Discutăm de un sfert de ori despre asta. Cred că m-am clarificat. Vom lua în calcul propunerile astea. Vom merge cu proiectantul când vine pentru reabilitarea întregii văi. Și este interesul comun. Mergem, vedem și sursa aia. Vedem, analizăm și tudorea. Și cât mai multe probabilitatea cea mai bună să fie apă pe Valea Sânicului, aia o să o aplicăm. La primărie eu i-am propus. De aici, din capul conducului de la primărie, s-a dus până la Biserica Catolică, domnul Bocanu. S-a dus coloana aia. A luat din apa care teca la vale. 2 ani asta nelegată. 2 ani, a tras acolo. Nelegată, da. Deci, și i-am zis, eu luat de șansă. Băi, după că de aici până la Biserica Catolică, toate blocurile care sunt după Biserica, nu mai ia din coloana care teacă la vale. E, apa mai era presiune. Așa trebuie să facem. Am reținut asta, dar să săpăm încă o dată, să săpăm o conductă la momentul acesta pe 4, 5, 7 km, da, este o soluție care ar fi mult mai grea de implementat decât soluția pe care se vreau. Să rezolvăm treaba frumese de multe, cum a zis domnul Sărățel. Păi ce face Valea acum cu ăsta, cu vilile, cu toate cealaltă? Trebuie dus întâi, de exemplu, s-a slănit până la Ariniș, după aia dus mai la Vale și mai să stăm. Și precizarea pe care trebuie să o mai fac, apa de la, pe care o aducem noaptea la Tudoreanu, va fi doar ca să suplimenteze presiunea, pentru că ziua apa va circula ca și până acum, da, de la Slănic. Adică noi nu ne propunem ca doar bazinul ziua să ducă apă în Cireșoaia, ci doar să suplimenteze presiunea care va ajunge, va asigura să ajungă apa la toți. Mai ales dacă faceți aici unde a zis transversarea asta acolo, că eu am zis pe podiețul ăla până a să fie apă multă, dar n-are cum să ducă apă. Bine. A să vedeți acolo că domnul. Haideți că eu cred că lucrurile sunt clar. Da, deci domnul primar, ați afirmat public că eu, viceprimarul orașului Sorin Moldova și consilierii PSD au blocat investiția pentru apă de la Cireșoaia. Așa. Considerați că investiția e de 520 de milioane făcută la bazinul Tudoreanu și justifică? Normal. Mulțumesc. Normal. Nu eu. Eu nu sunt un specialist. Nu avem specialiști care au propus această soluție de cunosc. Da? Și văzut. Și, bun, dacă aveți niște specialiști, vă rog să-i aduceți. Știți că în momentul de față Cireșoaia are apă normal? Vă rog să aduceți. Nu, dar întotdeauna a avut apă normal Cireșoaia. Din noiembrie încoace au fost probleme cu apă. Nu. Dar nu mulțumesc. Atât am dorit, vă rog. Vreau să mai fac o precizare. A crescut presiunea de miercurea trecută pentru că la capătul conductei de 90, care se termină foarte aproape de bazinul Tudoreanu, s-a făcut un bypass care a fost la propunerea specialiștilor și care a fost implementat joia trecută
este o conductă de 40 de milimetri care face ca presiunea de 5 bar de la capul conductei de 90 să se transfere în conducta de 70, de 63, care se duce... Aia este linia de 90 de care vorbește domn primar. De 3 luni de zile. O rog pe doamna de la apă să înlocuiască acel ventil. Păi da, câte pe acolo la presiune. Deci, acel ventil de 3 luni de zile curge, domnul. La apă avem un director care nu știu ce face. Ori stă ghiocel în fața primarului, ori cere permisiune și să iasă la toaletă. Deci aici e problemă, uitați-vă. Da, presiunea a fost explicat domnul primar o săptămână, s-a făcut acea modificare care eu am propus-o și au acceptat-o la o discuție mai bună. Când ați propus-o? Da. Iar acesta domnul primar zice că s-a făcut o legătură între linia de 90 și linia de 65 care nu există. Ăsta e linia terminus la linia de 90. Vreau să fac o precizare. Domnul viceprimar a răspuns de apa și canalul de la... Da, și până în noiembrie nu au fost probleme cu apa. Doi ani de zile. Dacă cetățenii în acești 2 ani de zile nu au avut nicio problemă cu apa și au acum din noiembrie, de când este secetă, de când este secetă, atunci o să fie cetățenii în cunoștință de cauză cine... Da, cine deja în cazul să... Bine, n-aș vrea să politizăm această... Nu trebuie să zic eu, când e secetă, este apă. Mai mult nu mai discut mai departe și asta. Nu este apă bazinic, eu plouă. Este. Dacă coloana este bună și cum mi-a arătat domnul vice acolo, păi acolo știu pe o țeavă de o jumătate, i-a zis presiunea la coloana care este. O linie de 90. Da, iar nu presiunea. Care din decembrie, fraților, trebuie înlocuit. Din decembrie. L-am comandat, nu-l găsim. Nu mai țin, din decembrie 2009. Este un furt de idei aici, este clar. Dar nu vreau să am dovadă făcută azi dimineață, domnul primar. E poză făcută azi dimineață. Eu vă întreb așa, în 2 ani de când ați răspuns de apa asta, aveți vreo propunere către mine, un document scris în care spuneți, domnul primar, ca să rezolvați apa la asta, să rezolvăm că eram în echipă la vremea aia, trebuie să facem următoarele operațiuni. Și eu nu am reacționat. Atâta întrebare am. Dacă aveți vreo propunere din perioada când ați răspuns de apă la Cireșoaia și pe Valea Stănicului și la stația de apă și peste tot și eu nu am îndeplinit. Din momentul acesta vreau să închidem discuția pentru că am intrat în politică. Și tot cu apă, vreau să mai zic eu ce arată. Treaba cu pompie. A fost faza la mine, dar nu pui la mine. Ferească Dumnezeu s-a întâmplat la altul necăzut sau nu avea placă pe casă cum am avut eu. A venit mașina, a venit foarte bine pompierii. 6 minute, da. Dar ce folos când a venit? Când să-mi strângă centrala, că în spatele casei aveam centrala, holul și cambala. Casa nu s-a băgat nimic, a fi făcut ca nu, a fost făcut. A terminat apa. Dar de ce nu mașina aia care e veche? Dom'le, nu trebuie să vină lepe de aia. Poftim? Nu mai poate să spună. Băi, s-o ții rezervă de apă. Dacă perea 500 de kilograme de apă, întreba și pompierii, tot nu ar fi acoperișul la casă. Spartă, vecinită. Una. Și a doua, altă întrebare. Cu apă de ținerea acolo, trebuie. Și a doua întrebare, domnule, eu știu că se face economii la primării pentru bani. Pompierul nu trebuie să stea aici în primării. Păi dacă l-a primit el la 1, 2 sau când vine ăla, el până fuge de aici, face 5 minute până acolo, nu? Hai să fie de acum așa. El în 5 minute alea, el trebuie să-ți pregătească mașina, eu așa știam când lucram, de lucrez de 40 de ani am lucrat astăzi. Pompierul stătea lângă mașină, o punea mașina de 2 ori, când i-a dat în 5 minute când suci el de până aici, el deja este acolo. Păi în 5 minute a dat o casă și s-a nenorocit. De asta și cu rezerva de apă. Dar până a venit Onești, au durat 40 de minute. Mai plăcea de cer dacă domnul până vine Onești. Bun. Vă răspund imediat la întrebare. Da. În primul rând că acei hidranți necesari pe Valea Stănicului pentru alimentare cu apă nu există. Ei există în niște documente, dar ei nu sunt funcționali. Și din lipsă de bani nu am putut să-i punem în funcție și acum avem un plan de verificare și de rezolvare. Doi, pentru mașină de suplimentară avem în vedere o mașină cu 4 metri cub cu tracțiune integrală care se poate urca la Miriști, la asta avem în vedere acest lucru și suntem foarte aproape să primim o sponsorizare în acest sens, nu vreau să devoalez ca să nu avem discuții. Pentru faptul că pompierul stă aici, decizia a fost ca să vină și mașina de pompier să stea aici, la primărie, argumentul
pentru care pompierul stă aici și este ofițer de serviciu, este în favoarea cheltuirii banului public, da? Și dumneavoastră au spus așa, domnul primar, noi vă asigurăm că nu este o problemă dacă lăsăm mașina acolo, că noi într-un minut ajungem acolo. Acum, dacă el a ajuns în 6 minute la dumneavoastră, că acum am verificat eu, da? În 6 minute. Asta înseamnă că din punct de vedere al vitezei de reacție, nu, totuși sunt 5 km. Erau toți băieții de la pompieri, șoferii, și-au fugit ăia care erau aici și-au fugit și-au spus mașina până s-au spus. Când ați sunat dumneavoastră, erau, noi avem o zi pe lună de întreținere. Și erau la întreținere. Încă o dată. Eu, la momentul acesta, am reținut propunerea dumneavoastră și vă asigur că întotdeauna pompierul va sta de serviciu cu mașina de pompier lângă primărie, cum am cerut eu de altfel. Și apropo cu mașina, înainte când era domnul Mocanu, știi că mi-a lucrat și domnul profesor a fost aici, era mașina de pompieri una, dar mai avea de ce o mașină de pompieri de zierbă cu apă care era stațiune? Care știi? Care a lucrat stațiune, vă spun. Și zicea, nu trebuie să vin unii, vă deci până vin în 40 de minute, asta tot, domnule. Eu acum am văzut că am fost pe acolo. Mie mi-a dea numai acolo, acoperiș. Când a plecat acoperișul, s-o dea la toți când a venit. Pentru asta, insist asupra nevoii de a avea pompieri voluntari, gândiți-vă când ar fi două mașini, trebuie să asigur logistica necesară să vină al doilea conducător auto, să vină... Dacă adică prima mașină și face acolo, deja vine prima, să vină... Al doilea aspect este legat de găzduire, de unde stă să nu înghețe apa, pentru că avem un garaj acum de bine de rău pentru mașina asta, trebuie să asigurăm un alt garaj ca să nu înghețe la minus 20 de grade iarna. Adică, este foarte bună propunerea dumneavoastră. La momentul acesta, atât am putut să facem, vă asigur. Uitați, am cheltuit peste 100 de mii de lei în decembrie pentru ca să fie autorizat acest serviciu conform normelor legale. Știți foarte bine, ați aprobat în Consiliul Local, da? Avem aparat de respirat, au scule, au tot ce le trebuie, echipament. Am reparat, recapital, mașina vara trecută, 300 și ceva de milioane de lei cheltuială ca să meargă. Adică noi suntem foarte interesați ca să oferim un serviciu pentru situații de urgență, de calitate și rapid. La momentul acesta, atâta am reușit să facem și pe viitor. În paralel cu hidranții, că el n-ar trebui să vină la deal să alimenteze. Ar trebui să vină la primul hidrant, să avem o mașină acolo, pe care noi am propus-o și el după aceea pompează dintr-una în alta și... Și el mai trebuie la mașina a doua să aibă pompieri. Știți cum au sărit oamenii? Iau la furturile la băie și strângea. Numai apă se furta. Bun, dacă ia mașina de aici să o ducă la bani, trebuie un responsabil. O șofer de la dumneavoastră de aici. Eu ce m-am zis acolo? Bun, încă o dată. Serviciul voluntar de situații de urgență la momentul acesta are 3 angajați voluntari. Foarte repede o să venim la dumneavoastră să cerem niște aprobări pentru scutirea de taxe, pentru echiparea lor, pentru antrenamentul lor și sperăm să atragem cât mai mulți tineri care, în caz de Doamne ferește, au primit mesajul și se cuplează și vin. Bun. Eu cred că am fost clarificat. Deci, domnule președinte, suntem în ordine de zi sau la nivel acum? Nu, suntem la ordine de zi. La ce? Vis-a-vis de, am venit un pic mai târziu, că am venit de la București și am vrut să ajung la ședință, vis-a-vis de situația apei în Sărin Moldova. Chiar dacă vrem după decit, care mai de care, sau chiar dacă vrem să țipăm unii la alții, să ne contrazicem, situația cu apa în Sărin Moldova nu este roză, ci este destul de, destul de gri, ca să zic așa. Eu vorbesc din punctul de vedere al unui mic întreprinzător din oraș, care stau aici de 35 de ani și știu că nu am avut asemenea probleme cu apa până în ultimii 2 ani. Vorbesc de unitățile turistice. Anul acesta am avut, mai precis anul trecut, la sfârșitul anului am avut probleme mari cu apa și de Crăciun și de Revelion și nu vreau să se înțeleagă că vreau să critic directoarea de la apă sub nicio formă, doar că răspunsul nu era cel normal. Nu știu ce, n-am ce să fac, nu am nu știu ce, nu am nu știu cum.
Ba, la un moment dat s-a schimbat la casa de apă niște ventili, niște, știu, poate și conducte pe acolo, ce spunea domnul primar într-o zi, care probabil că era necesar. Dar haideți să alegem și perioada când. Pentru că, de exemplu, acum, în perioada asta, când sunt foarte puțini turiști în stațiune, se putea lucra mai mult la casa de apă. Nu atunci când aveam turiști și am rămas vreo 3 zile fără apă. Și probleme foarte multe. Despre partea de populație din Cireșoaia, știu că permanent au fost probleme cu apa, mai ales în ultimile, deci noiembrie, decembrie, știu că s-au uitat, când nici sărbători nu au avut apă. Eu aș spune așa, că două lucruri. Vis-a-vis de acea instalație de la Tudoreanu, dacă sunteți de acord să mergem 2-3 oameni din Consiliul Local, să vedem la fața locului, să zicem mâine, mergem acolo, vedem, ne certăm acolo un sfert de oră și plecăm cu lecții normale. Și să meargă oameni avizați, ca domnul Mocan, domnul Ionel, dacă credeți că vă sunt de folos, pot să merg și eu, oameni care dezinteresați de anumite discuții care nu și-au rostul în oraș. A doua chestiune, eu zic că din campania electorală, domnul primar, ați promis că vom rezolva în primă fază canalizarea și apa. Și cred că nu v-a fost indiferent, dar eu zic că ar trebui să nu mai cheltuim atâția bani cu 100 de milioane, cu 2, cu 500, cu 300, să realizăm un proiect pe apă, pentru că sunt proiecte europene care pot fi accesate și, dacă v-ați aminte de la inundații, doamna premier a zis accesați și proiectul de apă și canalizare, că li se aprobă. Și dacă ei nu mai sunt ăia de atunci, vreau să vă spun că guvernul de acum și care va fi, va aproba, pentru că există o prioritate în România pentru canalizare, altfel România va intra într-un figiment care va costa mult România în ceea ce privește amenda, pentru că nu este canalizare făcută la nivelul solicitărilor europene. Și zic că cel mai cuminte ar fi așa, să mergem acolo, vedem ce e, ce nu e, nu mai cheltuim sume și sume de bani, pentru că la un moment dat apa la Tudoreanu mergea și fără acele investiții, nu mai știu acum cum mai merg, și să realizăm un proiect european. Dacă vreți, pot să vă garantez că există cine să-l facă și există cine să bată împreună cu primarul la București să-l și ia. Și foarte, foarte repede. Deci, dacă noi am fi acționat de atunci de la inundații, cred că deja se lucra la proiectul ăsta. Și de ce să... Așa, ca o propunere, pentru că se vrea ca stațiunea să evolueze și în același timp, cum a zis domnul Mocanu, vrând nevrând, oamenii se mai agață, sunt mai mulți locuitori, sunt mai mulți care s-au gândit că ar fi bine să aibă apă în casă. Eu cred că ar fi bine să realizăm o stație de tratare a apei și am mai zis eu într-o ședință, nu prea cred că am fost băgat în seamă, dacă vrea să vadă cineva, eu am văzut la stațiunea Sovata, care din fericire pentru ei și nefericire pentru noi, vedeți că sunt foarte popularizați, dar au o stație de tratare a apei europeană și o stație de epurare la fel, prin proiecte europene. Și eu zic că ar fi cel mai cuminte acest lucru. Dacă greșesc, spun că nu. Se categorie nu greșesc, pentru că proiectele europene sunt la îndemână și sunt încă de accesat. Imediat vă răspund, domnul Munteanu. După cum știți, v-am informat la mai multe ședințe. În 2018, Primăria Sânii Moldova a depus la PNTV proiect pentru apă canal în valoare de aproximativ 16 milioane de euro. Niciun culoar de finanțare la acest moment european nu este disponibil decât pentru membrii asociați la CRAB, respectiv. Poate Sânii Moldova a luat decizia acum câțiva ani în urmă, 2008, 2007, 2008, să fie membru al DIB, dar să nu fie acționar la CRAB.
respectiv noi nu am fost prinși nici pe consultanță, nici pe POIM, nici pe post mediu, pe nimic. La momentul acesta nu este niciun culoar de finanțare eligibil. Știm că PNDL-ul se va deschide pe apă canal pentru infringement și avem aceste cunoștințe. Noi stăm și așteptăm ca guvernul să ia decizia să finanțeze prioritar apă canal. Dar cetățeanul din Cireșoaia nu poate aștepta 2, 3, 4 ani până când acest proiect se va implementa. Și măsura pe care am luat-o noi a fost să rezolvăm această problemă pe un termen rezonabil. Respectiv, propunerea dumneavoastră, chiar aș vrea să o materializăm, să vă alegeți cine să vină la bazin la Tudoreanu împreună cu mine și să vedem cum funcționează, o să vă arătăm cum funcționează acest sistem de pompare. Stăm o jumătate de oră acolo, o oră, sunăm pe cei nemulțumiți și întrebăm dacă au apă la momentul respectiv. Problema la momentul acesta nu este că nu funcționează sistemul, este că nu are ce pompa. Și atunci noi trebuie să ducem apă la Tudoreanu, pentru că fiind secetă nu vine din izvor și trebuie să amintim că apa la izvorul la Tudoreanu a fost și el o sursă de apă pentru Cireșoaia până când a venit seceta. Seceta asta nu am adus-o eu și nici nu. Dacă aș putea, mâine aș face ceva pentru treaba asta. Da? Așa că agrez acest punct de vedere al dumneavoastră pentru transparență. Venim și vedem și cum a fost făcută achiziția și cum a fost implementată absolut totul. Avem poze. Cum arătau înainte conductele, cum arată la final. Avem tot ce trebuie ca să și chiar apreciez punctul de vedere și v-am spus de timpul de implementare. Adică lucrăm pe două planuri. Poate ăla se implementează în 2 ani, în 3 ani, știți, cu o contestație, poate să mai dureze un proiect încă un an de zile, dar noi trebuie să rezolvăm problema apei de la Senin Moldova dacă se poate mâine. În sensul în care cetățeanul trebuie să-și crească copii. Avem bătrâni cărora le cară nepoții apă cu bidonul pentru că nu sunt indiferent, sunt mai responsabili decât dumneavoastră, dar la momentul acesta atâta se poate face. Deci, domnul primar, de la momentul când primăria a fost cu aeratele achitate, dacă noi am reacționat în sensul unui proiect european, vă spun că, și vă dau dacă vreți și exemple... Nu, dați-mi culoarul de finanțare, nu care dați-mi culoarul de finanțare. Care proiecte, vi-l dau, o să fie în comunic, că nu sunt acum pregătit, vin de la drum, o să vă dau și culoarul de finanțare, care deja au implementat aceste programe cu apa. Și vă zic că în momentul în care vă dau și programele, o să vă dau și programul care funcționează astăzi, dar eu nu vreau să fiu gică cu Andrade la asta, vreau să vă spun că putem face ceva pentru a mai îmbunătăți situația cu apa, dar haideți să pornim aceste două proiecte care cu apa și cu canalizarea, că automat după aia, vrând nevrând, trebuie să pornim problema cu ceea ce înseamnă asfaltarea și celelalte probleme din stațiune. Zic eu că ceva scârțit cândva, dar da. Și despre apa, aș vrea să vă spun că și iarăși nu vreau să acuz pe doamna, nu înțeleg de ce. Aici, în fața hotelului, la Eurovacanța, este un ventil care a cedat și trebuia rezolvată situația. Din luna iulie, apa curge. Mai departe, am anunțat mereu, domnule, veniți, faceți. Și știți că v-am mai zis și noi, odată și v-a supărat atunci când, mă rog, era într-al postel, contest. Însă, mai sunt și anumite chestiuni care ar trebui să vedem. Fie că trebuie investiții, până la urma urmei, eu eram dispus să cumpăr un ventil, dacă era cazul, numai să nu avem așa chestiuni. Și am avut și o critică din partea Sudorului, nu știu ce îi convenea, din munteam. Asta este problema lui. Da. Am înțeles, domnilor consilieri, dacă mai sunt ceva. Vă informez acum dacă ventilul acesta s-a rezolvat sau nu, să vă dau răspunsul pe loc. Sunt la să merg și da, până la sfârșitul ședinței, eu să... Bun, vă rog, doamna președinte. Cam asta discuții? Ce? Am
Amendamentul la buget este de 15.000 de RON suplimentare la școală. Nu trebuie notat și inscris. Supunem la vot amendamentul la 250.000 de RON. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu. Votăm punctul 1 acum, al ordinii de zi. Avizul comisiei. Favorabil. 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 Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Unanimitate. Mergem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2020, oraș Conic Moldova. Inițiator, economist Vaciu Gheorghe, primarul Borului. Dacă îmi permiteți, pentru a știi și cetățenii noștri pe ce ducem acești 3 milioane de lei pe investiții pentru anul 2020, aș vrea să dau citire la principalele investiții. Planul urbanistic general al localității, contract semnat anul trecut, în 2 ani sperăm să avem un plan urbanistic nou care deblochează situația. Contractul este de aproximativ 400.000, anul acesta avem nevoie de 100.000 de lei pentru ce ne livrează constructorul. Capela mortoară de la Sănii Moldova, avem proiectant, am pus, anul trecut am avut doar proiectarea, 31.000, anul acesta avem 125.000, pentru că vrem să și executăm parțial sau să finalizăm lucrarea în măsura în care se poate. Avem niște bani puși deoparte pentru expropierea clădirii casino, avem căsuțele comerciale din parcul central, am pus 100.000 de lei, noi vrem să facem acolo o zonă frumoasă, adică să fie toate identice și să nu mai stea cu una pătrată, una dreptunghiulară, pe modelul aleii de la Castani. Avem nevoie de un kit de măsură de parametri de ape, dumneavoastră l-ați aprobat anul trecut, n-am reușit să-l achiziționăm în decembrie, întrucât furnizorul nu l-a putut livra și atunci l-am mutat și în este obligatoriu. Apropo, pentru cei care nu cunosc, am primit deja indicațiile terapeutice pentru 6 izvoare și din momentul acesta suntem foarte aproape să obținem licența de exploatare. Pentru asta este necesar să facem noi niște analize periodice și acest kit de măsură ne rezolvă niște probleme foarte importante, atât pentru izvoare, cât și pentru apa de la... Adică va putea face și anumiți parametri pe care acum îi cărăm la laborator, la Bacău. Respectiv, el este foarte util, va fi foarte util și necesar de altfel pentru a avea exploatare de ape minerale. Documentație pentru atragere de fonduri nerambursabile, utilități și servicii publice, este exact în contextul în care am discutat. Avem refacere cale de acces și reabilitare clădire PSI. Este partea noastră de cheltuială, după ce vom primi de la IGSU, de la Inspectoratul General de Situații de Urgență, acordul să facem acest parteneriat. Acolo suntem obligați ca toate studiile, geotopo, expertiză tehnică și toate cele necesare, inclusiv la pod, să le achităm din buget local. Primim finanțare pentru restul, dar pentru asta nu vom primi și am propus 100, am estimat noi că sunt necesare 150.000. Avem utilitățile de la sala de sport din Sănic Moldova, 10.000 de lei. La bazinul de not doar gazul, 11.000 de lei. Nu ne permitem să cheltuim mai mult la momentul acesta. Avem nevoie de 150.000 să finalizăm terenul de sport de la Cireșoaia. Terenul este funcțional, dar are nevoie de pistă de alergare, de toate celelalte, de o mică tribună acolo și pentru săritura lungime, anumite nevoi ale proiectului. După cum știți, avem autorizație de funcționare de mai bine de un an și sperăm să putem finaliza anul acesta terenul. Mai avem renovare imobil, muzeu și centru de informare turistică, anexă Vila Rândunica, 50.000 de lei. Este vorba de documentația DALI pentru accesarea de fonduri în acest sens. Avem
201.000 este reabilitare, sistem de distribuție apei minerale și amenajarea arhitecturală și funcționarea izvorului minerale. Este vorba de planul anul 3 de explorare. Noi avem niște sume puse la ANRM pe care ne-am angajat să le cheltuim anual. Banii aceștia se vor duce în trei direcții. Mai avem de făcut încă niște etape de analize. Avem de făcut documentația de, pentru licența de exploatare, documentație care estimativ va costa 30.000-35.000. E o altă documentație decât aia pentru explorare. Și din diferența de bani vom face amenajare, cum am făcut și în anii trecuți, pe la izvoare, anumite alei, anumite izvoare, anumite zone, le vom amenaja cum trebuie, adică le vom îmbunătăți. Mai avem stație de, pardon, m-am dus prea jos, avem așa, utilități, blocuri anele, 248.000, propunem ca până la sfârșitul lunii aprilie să putem da în folosință aceste, aceste apartamente. Am încurajat să transmiteți la cei care nu au locuință să facă cereri, semnalul este bun, avem aproape acoperite cu cereri numărul de apartamente, dar dacă mai vin cereri, rugămintea este să... Noi am propus să închidem o primă etapă de solicitări pe 28, am și publicat pe pagina primăriei, avem comisiile de ANL, o să vă rugăm ca săptămâna viitoare și cealaltă să faceți o triere a acestor dosare și să solicităm eventual niște documente suplimentare la solicitanți, în așa fel încât până la sfârșitul lunii martie să putem face, până la ședința din luna martie a Consiliului Local, să putem distribui și putem aproba aceste apartamente, pentru ca să nu facem acest lucru după ce se termină racordul de gaze și de curent. Ce este important, că dacă se face racordul de gaze mai repede, vom lua provizoriu curent de undeva pentru probe. Respectiv, încercăm să punem, adică să scutim niște timp. Avem lucrările de reabilitare apă, refaceri surse, am răspuns la punctul 17. Iluminatul public. Mai avem de pus încă 80 și ceva de corpuri de iluminat pe, pe străzile secundare de pe Valea Stănicului și avem câteva puncte unde avem nevoie ori de un stâlp, ori de un branșament, două fire de la un stâlp la celălalt, unde nu există, unde se întâlnesc două rețele. Vă dau un exemplu. La Cireșoare este zidul acela de sprijin pe dreapta, da? Postul de transformare de la biserică, rețeaua se termină înainte de zid și postul de transformare de pe Arieșului se termină pe la Matei. Un stâlp nu există acolo și este o întrerupere de iluminat. Noi ne propunem să punem un stâlp și un branșament de 50 de metri, 40 cât trebuie acolo și să asigurăm iluminat și pe zona respectivă, dar și în alte părți. Aș vrea să vă întreb, dacă în această investiție pe iluminat public este scris, este prins și străzile care nu au rețea, de care v-am mai expus? Și... Da. Tocmai de asta am pus stâlpi. Spre exemplu, pe Primăverii, unde este linia de înaltă tensiune și nu este rețea de 0,4, este prin curtea oamenilor, da? Trebuie să aducem firul de acolo până în stradă, stâlpi. Aici m-a întrebat cineva astăzi la comisie ce înseamnă stâlpi. Exact ăștia sunt stâlpi. 4-5 stâlpi, mai la vale, la domnul tot, la domnul tot, în anumite zone unde nu există rețea de 0,4 și trebuie iluminat. Producția adiacente Nicolae Porcescu, sunt probleme. Bun. Noi la momentul acesta am luat în calcul toate, dacă la finalul proiectului, printr-o excepție, o stradă sau o casă nu are iluminat public, promit solemn aici că voi cere suplimentare pentru acest lucru. Noi ne propunem ca până la sfârșitul lunii martie pârtie la vale, toate străzile principale și adiacente să fie dotate, iluminate cu LED-uri. La Slănic avem acolo unde s-a putut, prioritar am instalat din decembrie de acum un an și ceva. Mai departe o să vedem cum procedă. Stația de tratare de apă de 50 de metri cub este aprobată anul trecut de dumneavoastră. Achiziția s-a pornit, suntem în faza de
întocmirea finală a documentației și de a urca pe SICAP această licitație. O licitație grea, dar sperăm să nu avem contestații. Realizare sistem transport colectare ape uzate, 50.000 de lei. Aici ne propunem să racordăm la rețeaua nouă de canalizare din stațiune, care a fost făcută pe fondul de mediu și care acum un an și ceva a fost pusă în funcție, da? Închisă, recepționată la final, să o racordăm. Intenția este de anul trecut, nu am avut o soluție tehnică, să spun așa. Eu sper că acum să vină cineva să ne dea că trebuie racordat un cămin vechi la căminul nou și volumul de lucrări celălalt nu avem în primărie specialiști. Sperăm să găsim pe cineva să ne facă un mic deviz și să-l scoatem la concurs. 50.000 de lei. Poate s-ar putea cei de la FASEP să... Nu au nici pricepere, dar nu au nici logistica necesară. Adică ne propunem, acolo trebuie să refaci și... Majoritatea asta nu sunt în spațiu verde, ele sunt în drum. Trebuie să refaci și asfalt sau beton sau ce... Adică nu ne jucăm cu treaba. Da. Bun. Avem stație de epurare, am pus 50.000. După cum știți, stația de epurare a noastră este dinainte de 89, nu a fost modificată niciodată. Ne propunem măcar să facem un studiu care să ne spună ce ar însemna să aducem o stație modulară de epurare în perspectiva în care, când finalizăm proiectul acela mare, nu o să păstrăm două stații de epurare, una aici, la Stroiu și una la capătul satului, la Submăgură. Și atunci, n-are rost acum să investim în ceva, să turnăm betoane, să facem ceva îmbunătățire aici, în condițiile în care s-ar face la vale. Deocamdată, suma este foarte mică, ne propunem doar să avem o soluție cât de cât pentru asta. Triciclul electric, el este vreo 5.000 de lei sau 6.000, are niște accesorii, am pus 8.000, îmi doresc foarte mult ca în parcul central al stațiunii să nu mai intre tractorul, să intre acest utilaj care cară până la 800 de kilograme și toate deșeurile și iarba și toate celelalte să le cărăm cu un utilaj electric. După cum știți, anul trecut s-a dat o hotărâre de guvern prin care noi suntem obligați ca 20% din achiziția de utilaje să o facem hibrid sau electric. Asta vine și în întâmpinarea argumentației că încercăm să aducem echipamente nepoluatoare și disconfortul creat de faptul că un utilaj în ăsta care are un motoraș și poluează, dar și benzină care de la Beco, așa le bagi în criză, are autonomie 25 de kilometri și pentru 500 de lei se mai extinde încă. Adică, să fie decât profesionale. E profesional, înseamnă ofertă. Dacă aveți ofertă de ceva, asta vă rog să le trimiteți, pentru că noi suntem interesați. Din câte știu eu, este un echipament produs în un utilaj produs în România, pe undeva pe la Oradea, de o firmă și la momentul acesta circulă unul sări în Moldova. Este un domn care are un utilaj. Vreau să-mi ascult, domnul primar, sunt foarte mulțumit. Dar dacă aveți oferte în acest utilaj, noi avem de 500 de metri, cât avem de circulat? 2 km pe zi, da? Asta înseamnă că dimineață își pune toate scutele în acest triciclu, se duce în parc, începe să întrețină, să facă, în cel mai rău ca să duce până la Cerdac. Poate, da, avem alte mașini să aducă flori sau nu, cred că o să iasă de pe rază. La vale merge, cred. La vale merge fără baterie. Bun. Avem mai departe documentația tehnică pentru amenajare patinoar multifuncțional și amenajare peisagistă din fața primăriei, 25.500. La momentul acesta suntem blocați de mai bine de jumătate de an cu acest proiect pe un teren pe care îl deține Romtelecom, care a fost intabulat concesiunea, dar nu avem proprietatea terenului. La momentul acela s-a tras concluzia că a fost o eroare a notarului, nu știu, obiectivă, subiectivă, dar în momentul acesta noi, ca să atestăm acest teren, trebuie prins după codul administrativ, trebuie prins în inventarul primăriei, comunicat la guvern și în 2 luni de zile guvernul are termen să se pronunțe. Respectiv, acum, foarte curând, finalizăm inventarul, unde prindem și acest teren, trimitem la guvern, o să mai rămânem blocați încă 3 luni de zile cu acest proiect. Vă spun, atâtea din 2017 am pornit proiectul, da?
Și nici astăzi, bine, culoarul de finanțare a fost ăla pe parcă Rai, pe ce l-am pornit, nici astăzi nu reușim. Și tot se duc, parcă este un făcut, se duce când aia nu-i, când aia nu-i. Deocamdată suntem în situația aceasta. E 25.000, estimăm noi o diferență de cheltuieli pentru, de fapt, pentru a împacheta proiectul pe care l-am achitat la parcarea etajată și patinoat cu proiectul de amenajare peisagistică. Pentru podul Dobru avem 800.000 de lei, 360.000 sunt de la guvern. Noi ne-am propus, constructorul a estimat că va face lucrări anul acesta de banii ăștia, dacă va face mai mult, atunci o să găsim finanțare, dar așa cum v-am promis, imediat după ce încep lucrările și cheltuim primii bani, vom cere suplimentarea sumei de la guvern, pentru că este pe situații de urgență. Reabilitare Torenți, 5.000 de lei, de fapt banii ăștia, poftiți? Avem comisia peste două săptămâni la Ministerul Dezvoltării pe reabilitare Torenți, unde suntem invitați, primarul se duce acolo să dea explicații. Nu mai avem nicio observație de la Compania Națională de Investiții vis-a-vis de documentația tehnică. Respectiv, la momentul acesta, nu o să vă mai cerem să mai dezmembrăm, să mai alipim. Suntem foarte aproape să treacă acest proiect. La minister avem argumente, avem toate celelalte. După ce Ministerul Dezvoltării comisia va valida, după aceea, Compania Națională de Investiții ne va cere modelul de hotărâre de Consiliul Local, pentru că voi cere acordul cu o nouă hotărâre de Consiliul Local, unde se pune și obiectivul, și suma, și toate celelalte, și delegarea de licitație către Compania Națională de Investiții. Practic, vom fi absolviți de toate celelalte aspecte date de riscurile unei licitații. Dumnealor știu să facă, suma este 200 de miliarde de lei vechi. O licitație care este foarte greu să, ar fi greu să organizăm noi. Mai avem reparare și reabilitare poduri. Acești 104.000 de lei sunt pentru expertize tehnice, studii geo, necesare pentru a ști ce soluție tehnică la fiecare dintre cele 14 poduri pe care dumneavoastră le-ați aprobat în luna decembrie. Este din nou un pas important pe care trebuie să-l facem pentru ști cât costă fiecare, până nu știm cât costă fiecare pod în parte reparat, reabilitat, nu putem să mergem la un finanțator sau poate că o să avem resurse, măcar câteva dintre ele mai importante să le facem din bugetul propriu. Cam asta este lista de investiții. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Deci vreau să întreb domnul primar, eu totuși, fără să mă cheme în roată, nu sunt lămurit cu cazinoul. El a fost cumpărat, probabil că există o fereastră vis-a-vis de sala care zic eu că trebuia pusă la dispoziție, dar nu știu cum putem să expropiem pe cineva care l-a cumpărat. Că așa, mâine trezește oricine când expropiază casa. Vă dau răspunsul imediat, domnule. Eu nu sunt de specialitate jurist. M-am consultat cu juriști. Și inclusiv doamna Sică, care este specialistul nostru în materie de securitate, a recunoscut că este foarte ușor să expropriem în interes public acest obiectiv, având în vedere că legea exproprierii spune foarte clar pe ce obiective și cum se face. Pe omul cumpărat. La momentul, la din Bărăgan, unde se face nu știu ce autostradă, n-a cumpărat și el. Bine, însă, dar îi se plătește. Dacă e normal că și noi la noi se plătește. Dar ce? Exproprierea se face fără bani. Păi da, dar dacă stăm și ne gândim... Naționalizarea este fără bani. Cât o cumpărat așa și cât putem desfăgubim, nu prea avem bani. Domnul Munteanu. Eu vă răspund imediat. La momentul acesta avem acordul dumneavoastră să
angajăm un jurist care să ne facă planul de lucru, cum, ce etape sunt necesare pentru exproprierea cazinoului. Când planul de lucru este gata, eu vi-l aduc la cunoștință și vom face pașii necesari. Dacă nu pornim acum, pierdem un tempo. Ce vă asigur eu este că la momentul acesta avem niște bani pentru tot ce înseamnă, spre exemplu, când noi vom veni la Consiliul Local cu documentația tehnico-economică, așa spune legea, când ne prezentăm cu documentația tehnico-economică, ca să am documentația tehnico-economică să punem în funcție sala de spectacole și ce mai este, trebuie un specialist care vine și face o constatare și spune trebuie să renovate băi, trebuie să sistemul de încălzire, trebuie sistemul de desfumare, de detecție de incendiu și atunci nu poate să facă pentru că este deocamdată privat și nu poate să intre nimeni să ia. Avem voie pentru că este monument istoric și legea monumentelor istorice, dacă dumneavoastră aveți un monument istoric, administrația locală poate să intre oricând să monitorizeze, să verifice. Dar ce vă spun eu? Noi avem planuri ale acestei clădiri. Avem niște documente care pot sta la baza unei aprecieri. Că nu o să fie chiar la gram acest Dali pentru reabilitare, dar eu vă asigur că nu o să încălcăm niciun fel. Din felul meu de vedere, de asta spun, să nu pierdem timpul sau să cheltuim bani degeaba, ziceam că mai bine am cumpărat terenurile de la toate izvoarele, vis-a-vis de mari proprietari care s-au făcut mari proprietari de aceste izvoare, pentru că stațiunea noastră este balneară, deci balneară. Și atunci prioritatea numărul 1 a orașului trebuie să fie aceste izvoare. Și pe urmă zic eu, sunt două toți turiștii întreabă, merg izvoarele, funcționează izvoarele, dar de ce astea din față au blindat? Domnul Munteanu, a fost în decembrie când s-a aprobat expropierea terenului de la izvoare și a unei clădiri. Deci vorbim de mofetă. Nu, vorbim fără mofetă. Mofeta nu este obiectul nostru de... Mofeta este pe perimetrul izvorului 3, care este la Institutul de Balneologie. Noi vorbim așa, de izvoare, de ce a spus dumneavoastră. Noi în decembrie am aprobat și am asigurat Consiliul Local că există finanțare pentru aceste terenuri și clădiri de la izvoare, fără să apelăm la alte surse de finanțare. Dar noi nu amestecăm lucrurile. Dacă aici este vorba de cazino, eu vă asigur că la momentul la care vom ști ce pași trebuie să facem, vă vom cere acordul și vom face acest lucru, până atunci izvoarele sunt pe un alt drum care deja avem avizul de la NRM pentru izvoare, în care ne spune că... Câteva? Nu. De la Institutul de Balneologie avem indicații terapeutice pentru 6 izvoare. De la NRM am cerut un punct de vedere vis-a-vis de expropriere. Și avem punctul de vedere al NRM. Nu amestecăm lucrurile. Dar noi, pentru că am primit acordul pentru amândouă proiecte, amândouă merg la paralel, nu se succed unul pe celălalt. Când o să ajungem să știm cât costă clădirea și cât costă punerea ei în funcție, vom veni la dumneavoastră și vom spune, doamne, trebuie să identificăm suma asta de undeva. Ce pot să vă spun este că am fost la Compania Națională de Investiții și Compania Națională de Investiții a spus așa, da, domnul primar, vă dăm banii pentru punerea în funcție a clădirii. Fără probleme, că este cultural, argumentele sunt clare. Nu vă dăm banii pentru cumpărarea clădirii. Și atunci, cel mai probabil, când avem suma, ne vom concentra către suma de achiziționat clădirea, da, care se poate face prin mai multe feluri, inclusiv un ajutor de la guvern sau altele, și avem deja varianta ca să punem în funcție clădirea prin finanțare de la Compania Națională de Investiții. Până atunci, până nu avem sumele, nu pot să... A doua chestiune, eu am înțeles că vrea să investească ceva bani acolo la Vila Rândunica. N-am nimic împotrivă, nu știu, nu cunosc exact intenția dumneavoastră, dar punctul turistic al oricărei localități este la intrare, nu în dos acolo, și ar trebui făcut aici oriunde sunt steagurile, ori da, lângă primăria veche, cum am mai spus-o de altă dată, și nu știu de ce se tergiversează atâta, pentru că punctul de informare poate să aibă maxim două camere și o toaletă și... Bun. Vedeți în toate localitățile, dacă vă duceți la către
Miercurea și către Mureș, vedeți în câmp, chiar la intrare acolo la Vlăhița, punct de informare. Ăsta e punct de informare. M-am dat jos, am întrebat, da, pe aici o luam pe termal. Și asta trebuie să facem aici. Deci, prea o tergiversăm. Am vrut să o punem în curtea școlii. Nu este cazul, pentru că e terenul celor de la școli, eu zic ce trebuie la să momentul face. Acesta, aș vrea să nu amestecăm punctul de informare turistică cu centrul de informare turistică. Centrul de informare turistică este pentru turistul prioritar. Sunt de acord cu dumneavoastră. Punctul de informare turistică foarte curând va funcționa în interiorul primăriei și va avea program până seara la 10 cât stă personalul de la ISU aici. Ca să aveți cunoștință. Deci va fi un indicator, punct de informare turistică, ca să rezolvăm repede problema fără bandonul munteanu. Da? Dar dumneavoastră... Bani poate să aibă fie ăla. Nu, nu banii ar fi o problemă astăzi, ci autorizația de construire și alte aspecte care durează. Deci punctul de informare turistică noi l-am propus să fie la unde scrie bine ați venit și va fi deservit un chioșc ceva și cu toate informațiile necesare pentru cel care vrea să se cazeze la Sănic. Centrul de informare turistică, în schimb, este un ansamblu mult mai complex în care trebuie să afli despre excursii, despre anumite atracții turistice din localitate și noi am considerat că și de la Venus, și de la Perla, și de afluxul de turiști acolo este ăla deja cazat, să duce spre izvoare. Noi am considerat că dacă ducem biblioteca acolo, cu centrul de informare turistică, muzeul ăla mic de la parter și ăla de sus pentru voluntari, o să avem un singur angajat, o să avem o singură cheltuială și care va deservi mai multe facilități. Va avea și biblioteca, va avea și informarea turistică și va avea și celelalte aceste aspecte. Centre de informare care sunt în localități, dacă ați observat dumneavoastră, toate sunt regio. Deci sunt făcute cu fonduri europene. Dar s-a închis, să... nu se mai finanțează. Păi s-a închis, dar trebuie să facem până acum. Deci nu i-a spus lui Șerban, atunci ce vina? Lui Șerban, noi am spus că nu eram consilier și nu era pe timpul lui Șerban așa ceva și hai să nu dăm pe Șerban. Hai să vedem ce l-am făcut noi. Și vreau să vă zic încă două chestiuni și că eu nu vreau să mă cer, chiar n-am chef. Spre obosit, vin de la București și n-am chef să mă cer. Deci, despre parcarea aceasta cu patinoar, ați propus, dar o să fie degeaba. Eu vreau să vă rog să prindeți în acest proiect de investiții de anul ăsta zidul de la, sau, mă rog, poate trebuie, poate eu vorbesc prostii, zidul de la blocul de la fabrica de pâine, care dacă dar vine apa mare... Vale, domnul, dar nu trebuie, că și în zona... Nu, eu vorbesc de acolo că dacă nu, blocul ăla este în pericol și, nu știu, să vorbiți cu cei de la API, trebuie să facem noi primăria, dar haideți să luăm o măsură până nu se ajunge la fundația blocului. Și a doua chestiune pe care eu tot am dedicat-o și vreau să știu de ce nu se realizează, să realizăm stadion la Sălim Moldova prin CNI. Știți foarte bine că nu trebuie decât o adresă și cadastru și 5% din investiții, care nu ne-ar costa așa de mult, dar aduce o mare facilitate orașului Sănic Moldova. Bun. Vă răspund din nou pe rând. Dați voi să propunem dumneavoastră că ați promis de anul trecut că veți găsi soluții și veți bugeta pentru refacerea infrastructurii și îmbunătățirea zonei de la Biserica Catolică până la Cerpie. Da. Doamna Tudorean, vestea bună este că am reușit să atestăm aceste ziduri. Vorbim de zidurile de sprijin la momentul acesta, da, care vă privește și pe dumneavoastră și numai pe mine. Și întrebare, nu, dar pe toți locuitori. De la pârtie la deal. Sau numai eu acum. De la pârtie. Nu am spus care a locuit acolo. Păi bun, dar nu vreau să... Haideți să nu. Trecem peste asta. Zidurile de sprijin de la Sălim Moldova nu sunt în inventarul nimănui. Nu au fost, mă scuzați. Până acum, o lună de zile, când au fost inventariate pe noul cod administrativ de către primăria Sălim Moldova. În octombrie anul trecut am primit răspunsul de la Apele Române că nu au niciun inventar de ziduri de sprijin. Și atunci, având în vedere că terenul de deasupra care îl susține acest zid de sprijin este în majoritate
domeniul public al primăriei și pe zona de la Biserica Catolică la Vale și în zona izvoarelor și peste tot, propunerea noastră a fost să luăm aceste ziduri de sprijin în inventarul primăriei și să le putem pune pe un proiect de renovare, modernizare. Respectiv, la momentul acesta, din octombrie s-a stat cu codul administrativ pentru că atestarea zidurilor pe vechea lege era o procedură, atestarea zidurilor pe codul administrativ era o altă procedură. După cum știți, am așteptat să se termine Curtea Constituțională să se pronunțe asupra codului administrativ. Săptămâna trecută, două săptămâni sunt de când s-a pronunțat și noi vom merge pe procedura de pe codul administrativ respectiv. Odată cu inventarul ăsta din față și alte terenuri pe care le trimitem la guvern, trimitem și acest inventar și sperăm să avem proprietatea acestor ziduri, abia după care putem să discutăm de repararea unui zid de sprijin. Domnul primar, dar de ce să ne luăm această piatră de moară în spate? Pentru că aceste ziduri se rămân la api. Dar nu sunt ale lor, domnul Omul. Să înțelegem. Să le ia ei, așa cum au reparat partea către drum, că strica drumul, deci acolo s-au putut, nu s-au ținut cont că partea de dincolo de zid ia primăriei, terenul, că pe domeniul privat, are să ia tot, pentru că această apă nu circulă când vrea Baciu sau primăria Slănic Moldova, circulă când extraterestru dă ploaie și atunci el le strică. Le strică, poate să le strice în fiecare an. Primăria n-ar să aibă bani să repare aceste ziduri. Mă gândesc că ar fi bine să insistăm să le ia apele române în inventar și pe acolo circulă produsul lor, apele. Că nu, pentru primărie va fi o piatră de moară. Și nu vorbesc fără să am cunoștință de cauze, e vorba și de alte probleme, că vor fi poduri care vor, se vor surpa, vor fi multe probleme. Dacă vă gândiți așa... Nu mai puțin. Vă dau răspunsul imediat. Aș vrea să nu facem un dialog de la asta, pentru că... Da, eu trebuie să-mi exprim părerea și să... Foarte bine. Eu vă stau 5 ori la dispoziție, dacă crezi, nu am o problemă. Eu vreau doar să vă spun așa. În 90% din situații, acest zid de sprijin susține proprietatea primăriei Slănic Moldova. Și către drum, nu? Pe care? Pe alea către drumul național, ale drumurilor naționale și au fost și reparate. Cum? De la deci noi zid și până la șosea? Noi vorbim de... Drumul național terenul? Deci în 90% din aceste situații, aceste ziduri de sprijin au deasupra faleză, caia de acces de la izvoare. Și logica care a fost? Când vom pune un proiect de modernizare a căii de acces, da? Trotuarul de pe lângă drum, de pe lângă apă, putem pune și zidul de sprijin și dacă vreodată zidul de sprijin se strică, ne ia trotuarul nostru. Respectiv, am stat cu mâna întinsă la cineva ca să ne rezolve problema să putem circula. Și atunci întrebarea se pune când a făcut zidurile astea apile române, că a fost proiectul apilor române, zidirea... Nu. Ba da, nu. Până la... Domnul Munteanu, vorbim de la pârtie la deal. Apele vorbim, române... Dar nu vorbim de... Vorbim de Slănic. Nu, vorbim de la... Pe cum de la pârtie la deal e a Slănic, a orașului și da, de la pârtie la vale... De la pârtie la vale am convenit cu apele române că ei au deja niște investiții făcute în 2005, reparate în 2018 și este normal ca de la pârtie la vale să rămână la apele române a cursul râului, pentru că în majoritatea cazurilor susțin terenuri private și alte proprietăți și asta a fost concluzia pe care noi am tras-o la momentul la care am constatat că nu putem să reparăm un zid de sprijin, că nu este în proprietatea noastră. Dumneavoastră știți că în raportul operativ din 2018, când acel zid pe care l-ați invocat a fost luat, noi am scris apele române și apele române au spus nu este proprietatea noastră. Respectiv, nu repară nimeni pentru că noi nu avem voie să cheltuim niște bani dacă vrem să reparăm zidul ăla pentru că nu este al nostru. Da, și atunci nici ca să intervin apă în râu, în albi, să dai niște pietre pe parte care îți pot face probleme când vine apa mare, înseamnă că nu avem voie. La ce vă referiți? Păi dacă pe aici, pe unde înainte, erau pus puștenii aia și arăta frumos cascadele alea făcute de ocolul silvic și apele române, dacă, cum e la izvoare, sunt niște pietre, sunt niște nu știu ce, n-ai voie să intervii în albiarul, nu-i cheia apelor. Dar zidul trebuie să-l fac eu. Un proiect de regularizare a zidurilor de sprijin, a albiei râului Stănic de la
pârtie până la camping, poate să fie obiectul pe care noi să-l propunem în parteneriat cu Apele Române, care poate fi finanțat de Apele Române sau din alte fonduri. Dar la momentul acesta vreau doar să vă explic logica juridică a acțiunii noastre. Dacă stăteam după Apele Române, nici în 20 de ani, dar de ce nu le-a luat în ultimii 30 de ani Apele Române la ei? Vă spun de ce. Am fost la multe ședințe, domnul Munteanu. Pentru că ele au fost făcute înainte de 900, multe dintre ele, de 1900, 1880, 1890, reparate de comuniști în majoritate și turnat câte puțin beton după 89, pe acolo, pe la izvoare, pe nu știu. Respectiv, la momentul acesta, ei nu sunt interesați să le preia, ca a doua zi am notificat să le repare. Și atunci, spun, nu le am în inventar și știți că legea apelor, care spune că albile cursuri râurilor peste 5 km aparțin de Apele Române, la final scrie, acolo unde zidurile și nu știu ce nu aparțin, vor fi luate de autoritatea publică locală. Respectiv, noi am făcut demersurile, a durat puțin, ce-i drept, aproape 2 ani de zile, dar în momentul acesta avem clarificată situația. Bun, v-am răspuns cu asta. Cu terenul de sport, suntem în analiză, pentru că trebuie să expropiem niște teren ca să facem... Ajunge, cel care este proprietatea a primăriei, ajunge pentru stadion. Nu este suficient. Este domnul primar. Deci domnul Munteanu. Am fost bun, acolo, bun. Oameni. Veniți, vă rog, fără... Ne uităm pe planul de situație, mergem în teren și dacă este, atunci... Terenul de sport care să poată juca un, așa facem o miuță, teren de fotbal cu pistă, cu tot ce trebuie. Bun, să vorbim de un teren multe... pe care se desfășoară competiții. Ca competiții sportive. Dacă nu, din ăsta, pentru orice teren este, că îl facem cât e terenul, până la urmă. Dar, putem bun. Face la dimensiuni minime, că nu de voi sunt Federația Română. Sunt trei tipuri de săl de sport pe care face CNI-ul. Nu, și patru tipuri de teren. Și patru tipuri de teren de sport. Da, știu. Niciun teren de sport, nici cel mai mic, pentru fotbal ne referim aici, că nu o să jucăm basket acolo, nu se poate face pe terenul nostru. Da. Și atunci, bun, o să mergem, e problema asta... Și, apropo, pentru terenul de sport, ne poate da bani CNI-ul să luăm terenul de alături care... Nu, CNI-ul nu finanțează, noi la CNI dăm terenul și primim amenajarea. Nu finanțează achiziția. Încă o dată. Știu că am discutat că nu dăm și bani. CNI-ul nu finanțează achiziția. Nu mă interesează. Bun. Cred că v-am răspuns. Dacă nu mai sunt discuții, aveți o comisie favorabil. Este pentru. Împotrivă? Abține? Punctul numărul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de transmitere din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Sănătății în proprietatea publică a orașului Slănic Moldova și administrarea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova a imobilului dispensar uman situat în Slănic Moldova, se asigură în formare numărul 57 de Spadlov, inițiatorul economist Dar Ioghe Pimaroș. Bun. Acum, de când am inițiat acest proiect, acum 3 săptămâni și până acum, am primit un certificat de urbanism de la Institutul, solicitarea să emitem un certificat de urbanism și noi l-am emis de la Institutul de Balneologie cu scopul de a amenaja această clădire. Nu se specifică obiectul de activitate propus de dumnealor în această clădire. Față de situația care a fost atunci, suntem într-o situație puțin ameliorată, dar sunt două variante. Dacă dumneavoastră aprobați să mergem cu cererea la Ministerul Sănătății să preluăm clădirea și Ministerul Sănătății are fonduri puse pentru această clădire, ne va da răspunsul că la momentul acesta clădirea este vizată pentru modernizare sau pentru a se face un obiectiv. Dacă dumneavoastră și noi o să primim o negație, nu este o problemă. Dacă dumneavoastră nu îmi dați acest acord, atunci certificatul de urbanism este valabil un an de zile și nu se poate prelungi și autorizația de construcție eventuală este valabilă 2 ani de zile și se mai poate prelungi un an. Respectiv,
în cea mai proastă situație, abia după 4 ani de zile vom afla dacă s-a întâmplat ceva. Poate că Ministerul ne dă răspunsul că chiar pe anul acesta are prevăzut niște bani pentru amenajarea acestei clădiri. Eu v-am adus la cunoștință și dacă dumneavoastră votați, eu mă duc cu adresa. Dacă votați, să așteptăm să dezvolte Ministerul. Asta este situația. Domnul primar, în ultimele discuții la Ministerul Economiei, s-a ridicat problema și de către mine și de către alții, ca în fiecare stațiune să revină acele camere de gardă, cum erau. Acum au altă denumire, îmi cer scuze că am carnețelul în haina din mașină, și se dorește a se reface de către Ministerul Sănătății aceste puncte pentru ca... Ajutor de primă urgență. Așa, ca să funcționeze, pentru că eu, de exemplu, eu am spus, domnule, până vine mașina de la 60 km de la Onești, că cea de la Trăgoana poate fi plecată și vine în stațiune, când mergi duce înapoi, omul deja e rece, pot să-l pună la morga în Sertar. Și au ridicat și alții, și Sovata, și Herculane, și toți. Și în condițiile astea, eu cred că ar fi bine să-i notificăm să facă chestia asta, eventual să amenajeze și acel dispensar, pentru că ne-ar lua o grijă vis-a-vis și de întreținere și de salariați. E o propunere. Nu zic că să nu se voteze. Eu știu ce s-a discutat ultima oară și vor fi obligați să facă așa ceva, pentru că turismul balnear, știți foarte bine, și cel de cel de tratament este în ascensiune în toată lumea. Așa că dumneavoastră, da, eu spun ce s-a informat. Dacă dumnealor au deja ideea asta și noi când trimitem adresa, răspunsul este foarte ok. Dar vreau să vă fac următoarea precizare. În planul nostru de a asigura acestui punct de primire urgențe care să funcționeze 24 de ore din 24, avem două variante. Amândouă sau măcar una dintre ele. Una este ca punctul de centrul de salvamont de la Sălin Moldova, care se va construi și este finanțat anul acesta, care va funcționa în dreptul barajului unde a fost salvamontul, are paramedici deja salvamontul și să aibă funcțional tot ce trebuie pentru un punct de primire urgențe. Și al doilea este ca modernizarea pe care noi o facem la ISU să aibă un spațiu de smurt. Adică putem, prin cele două suporturi, să spunem, poate amândouă, poate niciunul, dar încă o dată. Dacă niciunul. Bun. Dacă, domnul Munteanu, salvamontul trebuie să aibă, are deja paramedici. El are angajat. Bun, clădirea. Bun, dar el dacă aduce de pe munte un accidentat, Doamne ferește, nu trebuie să-i dea un prim ajutor aici? Bun, chiar în salvare. Am înțeles. Eu v-am expus, cred, la detalii. Înainte de a vota noi aici, bun, să trimitem referire la acel certificat de urbanism, să ne spune exact și după aia să votăm, dacă da. Putem. Cum să nu putem? Nu este o problemă. Când eu am pus proiectul acesta de hotărâre, nu aveam adresă, nu aveam solicitarea de certificat de urbanism. Azi a venit solicitarea, a doua zi am... Știți că certificatul de urbanism îl trimitem la avizare la județ. L-am făcut, l-am trimis la județ. El este în drum spre... o să vină de la Bacău și îl trimitem la ei. Este o propunere. Dacă nu apărea nicio adresă de la Ministerul Sănătății, atunci susțineam sus și tare să-mi dați acolo. Faptul că eu vi l-am prezentat și... Dacă îmi permiteți, apropo de construcția aceasta, deci ea a fost făcută în 76 sau 77 de către Consiliul Județean Bacău. Documentația pentru construcție populară. În orice caz, e perioada aia. Documentația o găsiți eu am luat-o de la arhitectul principal al Consiliului Județean în 92 și am adus-o la primărie exact din această dorință ca această construcție să rămână a localității, exact. Nu știu ce s-a întâmplat pe urmă. Deci dacă vreți,
trebuie să mergeți la arhitectul principal, la Consiliul Județean, sau să vedeți dacă mai, știu eu, mai lucrează, dacă deci nu fie. Deci trebuia să caute de la aia până în momentul ăsta. Nu și de acolo să se dă rămii și acum dacă cumva sunt, da, să vedeți doi investitori. Ei, acum nu era au, cedat, acum au cedat-o într-o anumită perioadă, presupun, Ministerului Sănătății. Nu cedat-o, o intabulat-o care a fost mai scurte. Toate creșterile au venit la Ministerul Sănătății, toate creșterile. Această clădire avea destinație creșă, creșă. În numele ei și a și funcționat altfel, darii și cine știe, da? Noi știm istoricul de la vremea aia. Ce vreau să spun eu? De fapt aici domnul Catențașu are dreptate în sensul în care, doamne, hai să-i întrebăm dacă au un plan corect sau nu și să dăm această hotărâre mai târziu. Dar dacă privim clădirea și ansamblul de clădiri de acolo, iar fi necesară pentru noi sub aspectul fluxului de mobilitate, pentru că acolo avem un cămin, acolo ar trebui să ne înțelegem cu proprietarul de teren, să-l aducem înapoi, să facem parcări, să amenajăm cât se poate de bine zona aceea, care este o zonă centrală, cumva, pentru servicii. Gândiți-vă la cât de bine ar fi ca vârstnicii din localitatea noastră să aibă un loc unde să se întâlnească. Cât de bine ar fi să avem un club al elevilor unde se poate veni... Există la parter, la căminul ăla, sunt trei săr care nu s-a amenajat. Bun, clubul elevilor... Sunt lângă școală, la fel... La parterul clădirii... Haideți să nu lungim. Eu cred că v-am răspuns la întrebări. Erau foarte multe lucruri de făcut în ședința asta. Eu l-am inițiat. Dacă dumneavoastră, eu când l-am inițiat, nu aveam adresa de la minister. Da? L-am inițiat responsabil să luăm această clădire. Acum a venit o propunere a domnului Catrințașu să cerem la minister punctul de vedere în care să ne specifice ce obiectiv își propun să facă acolo și în funcție de răspunsul dumnealor să faceți. Plus organizarea camerei astea. Din punct de vedere juridic, care ar fi... Deci îl putem amâna. A, nu se mai poate retrage, că a fost votat direcția. Bun, se poate amâna acest punct de vedere pentru o dată ulterioară. Sau se poate vota în forma în care eu am propus. Sau se poate vota în mod diferit. Îl amânăm ca să nu documentăm. Bun. Propun amânarea punctului. Cine e pentru nu, lăsați avizul dacă este, dar el rămâne în formă. Consiliul local al orașului Tonic Moldova, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ Preuniversitar de pe altă oraș. Inițiator economist Baciu Gheorghe Pumarola. Noi avem două puncte discutate în comisii. Aici este vorba de desemnarea conformă. În fiecare an dumneavoastră ați desemnat pe cineva și mai avem la punctul suplimentar la 2 un reprezentant în Consiliul Consultativ. L-am enunțat ca să nu apară confuzii. Deci aici ar fi bine pentru calitatea învățământului să fie un cadru didactic sau cineva care cunoaște aceste aspecte. Da, ce îți propunem și... Dacă îmi permiteți, o vorbim pe doamna Tudoreanu, pentru că dumneavoastră e deja... Comisia de evaluare a calității nu pot, pentru că sunt Consiliul de Administrație și membrii CEA nu pot fi și în Comisia CEA. Mulțumesc, domnul Bărescu. Am și o propunere pentru domnul Rapei. Da. În Comisia de evaluare a calității? E adevărat, am cei mai mulți ani de școală. Am și diplomă de formator, am ținut și cursul post universitar. Sunt în stare. Ea a fost până acum și ar trebui să continuăm așa. Cine? Doamna Modoranu a fost până acum în... Până acum așteptăm că nu aveți... Da. Nu e Consiliul de Administrație. Nu, e altceva. Da. Comisia de Evaluare a Calității se întâlnește are mai rar, care... Da. Doamna, va primi anul în care se întâlnește. Hai, nu mai să spunem la vot cele două da. Da? Da. Da. Prea m-am scârbit de școală. Nu are multe ce ar fi.
Sunt 5 ori cum sunt 10, deci 5 au votat pentru domnul Rate, dacă zici tu domnul Rate aici. Și 10 pentru domnul. Și 10 pentru domnul. Cine va vota? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectului investițional reface resursa alimentare apă potabilă în orașul Stănic Moldova, județul Bacău. Inițiator Ștefănes Bajighior de Chimoțiune. Este vorba de refacerea drenului, aveți la materială devizul în valoare de 8.868.181 de lei, bani necesar de atras pentru a reface drenul afectat și de inundație, dar de altfel neproductiv de la ultima investiție de acum 11 ani, în 2009, când s-a făcut ultima lucrare acolo. Dacă sunt discuții? Doar dacă domnul Mocanu să ne lămurească mai bine cu... Trebuie cheltuiți banii ăștia, nu? Păi fără să-i cheltuim, nu avem dren. Nu, dar drenul ăla atâta, eu de când, de vreo 10 ani, tot aud din dren. La un moment dat am crezut că se pune tren. Domnul Munteanu, acum 2 ani l-a luat apa mai mult de 50%. Da? Este pus pe raport operativ de atunci. Noi până la momentul acesta am reușit să facem studii geo, studii hidrogeologice, studii topo, niște faze până la momentul acesta și expertiza tehnică care ne-a dat soluția tehnică și valoarea de cheltuit. La momentul acesta noi nu v-am cerut să facem aceasta decât să mergem mai departe. Respectiv, noi trebuie deci să... Deci de asta am zis, dacă domnul Mocanu, că eu îl consider specialist în domeniu și ceilalți care lucra la apă, cred că e bine, m-a ținut tot cheltuim așa. Bunda, banii ăștia nu-i avem. Noi nu putem să facem această investiție din buget local. 8.800.000 de RON este un vis pentru Stănic Moldova. Respectiv, noi mergem mai departe și identificăm culoarele de finanțare. Da? Răspunsul de la CNI este negativ. Am cerut și a spus că... Dar sunt alții culoare, vor fi acum 2020. Dar dacă dumneavoastră aprobați, noi luăm mai departe și facem pașii necesari. Deocamdată, după cum ați văzut, nu avem bani prevăzuți în bugetul de investiții pentru chestia asta. Dar ca și indicator tehnico-economici trebuie să aprobați, pentru că altfel nu puteam să depunem la un culoar de finanțare acest proiect. Da? Mai sunt discuții? Avizul comisiei. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene privind decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse de Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Stănic Moldova în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din perioada 16 iunie, prima decadă a lunii august 2018, în regiunea de dezvoltare Nord-Est. Inițiator economist Bașu Gheorghe, primarul orașului. Fără această aprobare, noi nu putem să atragem fondurile de 20 de milioane de RON pentru torenți și alte fonduri legate de situațiile de urgență de la inundații din 2018. Avem indicatorii, avem totul, Aș veni cu o completare la ceea ce spuneți dumneavoastră. M-am uitat ieri pe strada Sărăriei, dincolo de ultima casă, pe partea stângă, unde stă familia Botezatu Matei. Matei, așa. Aldea este plină cu bolovani până aproape de jumătate. Formatat. Pentru a nu mai avea probleme
mă gândesc, s-ar putea să mai avem și inundații și în 2020, ar trebui neapărat un castor să degajeze alvia. N-ai voie să intre ca apele române. De colmatată, da? Am scos și au un pic curățat acolo ca să nu mai secreze și alte pagube. Am reținut. De colmatat și cu factura. Este vorba de accesarea fondului de solidaritate. Da? Dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE Consult SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16 aprilie 2018. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primar Orașului. Da, după cum știți, este necesar acest acord pentru că operatorul de depozitare și transfer a crescut cheltuielile. A venit doamna director de la ADIS, aici în ședința de comisii, s-au discutat, avem nevoie de acordul dumneavoastră, așa cum îl primim, așa îl trimitem mai departe. Acolo unde la primăriile, pentru că au avut primării ședințe înainte, acolo unde acordul a fost negativ, ADIS și Consiliul Județean a cerut reluarea ședinței, pentru că este necesar un acord, să zicem, al majoritar. Noi am fost clarificați vis-a-vis de banii pe care îi primim înapoi de la colectarea selectivă, că acolo este problema cea mai delicată, și ne poziționăm foarte repede, o să venim la dumneavoastră cu o propunere să asigurăm la întreprinzătorii din Stănin, Moldova, minimum sumei pe care altă firmă care vine și ia deșeul aici o plătește, respectiv pentru reciclabil, carton, hârtie, sticlă, în așa fel încât să putem îndeplini și cerința de creșterea gradului de colectare selectivă, care este imperios necesar, care este iar o condiție de infringement și ați văzut în televiziune și în celelalte că se pune mare accent pe asta, dar să putem susține cheltuiala aferentă de la a angajaților noștri, pentru că angajatul tot îl ai. Și dacă colectează de la Vila X cartonul, hârtia, și dacă nu colectează. Pe când dacă am convinge întreprinzătorii să ne dea nouă carton, hârtie, sticlă și să dăm banii pe care îi primește de la firma X, atunci când vom primi la anul banii înapoi, vom primi și bani pentru colectare, respectiv angajatul nostru va avea acoperit salariul și din această sumă. Față de această situație, singurul dezavantaj este decalajul. În sensul în care anul acesta mai trebuie să cheltuim banii, pentru că nu stă agentul economic să-i dai banii când îi primești la anul, el vrea banii acum, și ar trebui un suport care înseamnă 40-50 de mii de lei maxim, pe care noi să-i dăm serviciului, ca serviciul să aibă de unde să facă acest lucru. Și procedura pe care am identificat-o este ca imediat după ce scrie gunoi menajer, factura gunoi menajer atâția metri cub, de dedesubt să scrie plastic atâta minus, hârtie atâta minus și factura finală va fi diminuată cu contravaloarea acestor reciclabile, care ulterior noi le vom preda și vom primi de la organismul de plată banii în anul financiar următor. Discuții? Am văzut în contractul sau actul adițional care l-a înaintat societatea de cum se cheamă, de bunoaie, așa, să zic. De salubrizare, mă rog, mai caligrafic, o majorare foarte mare la ceea ce înseamnă metru cub de gunoi, plus cheltuiala aia de 534 sau 43 de lei 500. Pentru selectarea colectarea selectivă. Păi, vreau să vă spun că eu care colectez selectiv nu am de ce să plătesc aici 500 de lei, că
Eu îi dau selectiv cartoane, plastic și nu am înțeles nimic de acolo, de aia nici n-am semnat contractul și dacă în condițiile în care nu o să se reglementeze, nici nu o să predau bunurile la Ruslan, adică îl duc în altă parte. Deci, imediat vă răspund. A doua, mi se pare că nu a fost informată toată lumea de această mărire de preț a gunoiului. Este cam la peste jumătate, după cum am sezizat eu acolo. Iar acei 500, cum v-am spus, nu-i văd de ce să-i plătesc. Și în condițiile astea nu o să semnez contractul, duc în altă parte. Asta ce vreau să vă zic. Am două chestiuni. Vreau să vă zic, Consiliul Local Târgovina nu a aprobat această chestiune astăzi, în ședință, pentru că cei de la ADIP, la fel... ADIS, scuzați. În ceea ce vor ei, vor veni cu majorări de până la 70%. Trebuie să discutăm transparent, să știm despre ce-i vorba, nu să... Aș vrea să nu dezinformăm. Nu dezinformăm. Deci, taxa de salubritate pe care populația o plătește nu știu de populație, an de an, mai puțin, că dacă cine vede materialul spune că s-a dublat prețul, înseamnă că interpretează și pentru el. Dumneavoastră a spus la agenții economici. Deci, populația are în anul acesta, așa ți-a aprobat, mai mică taxa cu un leu decât cu 10% decât anul trecut. Agentul economic are anul acesta nu dublată taxa, ci introdusă contravaloarea economiei circulare, care este lege și pe care noi suntem obligați să o introducem, care anul trecut a fost 80 de lei, 30, acum este 80 și la anul va fi 120. În niciun an nu vom scăpa de această suplimentare a sumei, dar nu este dată de niciun alt preț, nimic, decât de hotărârea de guvern, care spune cât este economia circulară. Noi acum vorbim de niște majorări de preț la depozitare, respectiv la stația de transfer onești, unde noi ducem acest gunoi, și majorarea cea mai mare este la reciclabil și este argumentată și fundamentată de niște cifre pe care doamna director vi le-a expus când a fost aici. Dumneavoastră i-a spus întrebări, dumneavoastră i-a răspuns. Nu vreau să reluăm acest aspect. Rugămintea mea este să nu ne luăm după alte localități. Nu fac lobby pentru acest lucru, dar dacă nu aprobăm, atunci blocăm un mecanism care ar trebui să funcționeze într-un final în favoarea noastră. Noi nu o să scăpăm. Știți ce înseamnă asta? A fost comisie de negociere cu această firmă care are depozitarea, s-au făcut în comisie, s-a discutat, au fost chiar domnul Ocanu a fost în comisie prezent, am pus întrebări. Eu cred că lucrurile la momentul acesta sunt clarificate. Dacă nu facem colectare selectivă, nici populația, nici agenții economici nu o să fie mai avantajați. Și vă promit că vom face cât mai multă colectare selectivă. Acum avem mecanismele, avem pubele, avem mașină basculabilă, avem tractor, avem tot ce trebuie să putem face această colectare selectivă și să ducem cât mai mult la reciclabil, în așa fel încât să ne recunoască și să ne dea suma înapoi de 1200 de lei. Anul acesta primim 1200 de lei pe tonă de reciclabil. În care vă scade? Nu, dar pe ce ne-a recunoscut. Bine, avem 50%, 50 ceva, aproape 50% pierdere, în sensul că am dus 10, 20 de tone, mi s-au recunoscut 10 tone. Dar dacă de anul acesta comprimăm peturile și le selectăm, dacă hârtia o punem mai... Atunci o să avem o pierdere, dar chiar și așa, 600 de lei la momentul acesta pe care îi primim pe anul trecut pe cele 10 tone de reciclabil, reprezintă cheltuiala pe care noi am făcut mai mult decât cheltuiala pe care noi am făcut-o pentru colectarea și depozitarea acestor reciclabile. Respectiv, ea se va întoarce favorabil la primăria Sănii Moldova, doar că avantajul va veni în anul următor. Deci eu ca agent economic dau gunoiul menajer, da? Zicem un metru cub, dau cartoane 0,5, da, dau așa. Sticlă 0,5, așa. Și mai dau ăstea de la bere, să zicem 0,2. Așa. Plastic.
Nu, la plastic tot așa, 0,5. Da, așa. Nu, la bere. Așa, la bere. Mie ce mi se taxează? Deci factura dumneavoastră va apărea în felul următor. Prima dată va apare gunoiul menajer, pe care îl dați și până acum și îl dați și de acum. Spune, 2 metri cub ori 100 de metri, cât este, va cerca. După care apare cartonul. Atâta minus prețul. Noi vrem prețul să-l dăm mai mare decât el SIC sau cine vă ia dumneavoastră la momentul acesta gunoi, da? Mai departe mai apare o rubrică. Sticlă, minus. Mai apare o rubrică plastic, minus. La finalul facturii, suma dumneavoastră de plată pe menajer se diminuează cu contravaloarea reciclabilului și dedesubt va scrie total de plată. Așa că dumneavoastră veți primi banii pe factură, nu mai umblăm cu bani să transferăm, să-i facem. Umblăm se ștornează suma respectivă. Și atunci, noi ce suntem interesați? Să încurajăm agentul economic ca în loc să dea 80 de tone, agenții economici au dat anul trecut la ELSIC, 80 de tone de material reciclabil față de 20 de tone cât am colectat noi selectiv de la populație. Și atunci, la momentul la care agentul economic va fi încurajat să dea la primărie, atunci lucrurile se vor duce către avantaj noi. Că noi vom încasa 1200 de lei pe tonă peste un an pe tot materialul ăsta reciclabil și atunci împrumutul pe care noi o să-i dăm serviciului de salubritate, la anul va veni înapoi și el va face mai departe. Da, să știe și băieții ăștia care colectează. Bun, bun, avem probleme și aici și astăzi am fost în teren, am verificat. Lucrul trebuie să vină din mai multe direcții, pentru că dacă vine doar de la noi și nu și de la dumneavoastră, noi nu vom reuși. Trebuie să înțelegem. Și eu am clarificat în comisia asta, spus, domnilor, ce agent economic credeți dumneavoastră că ar fi atât de fraier? Peste faptul că încalcă legea ăla, n-are voie să transporte gunoaie de la Săic la Onești. El le interpretează că le-a dus dumneavoastră. Asta este o șmecherie pe care o fac cei care colectează. Ce agent economic ar fi fraier să dea reciclabilul la primărie, să nu primească nimic, din potrivă să-i mai iei și bani? Da? În loc de situația care se întâmplă. De exemplu, noi în alimentația publică avem sticle. Da. Păi să i-o dau fărâmată, spartă, pot să i-o dau întreagă. Întreagă. Păi întreagă, dar ei că le ia și le, așa le face jos. Adică e o chestie, zic eu, că acolo unde se face această selectivitate, mă gândesc că astea întregi, nu știu, nu mai vrem noi să mai facem. Ei, asta este o altă discuție pe care n-aș vrea să o... Nu e treaba noastră ce se întâmplă. Dacă el topește sticla perfectă sau o reciclează. Aș vrea doar să rămânem într-o zonă și să vă dau un răspuns punctual. Nimeni nu are voie să transporte niciun deșeu de pe raza localității. Fiecare localitate are un operator de colectare și transport. Și ce se întâmplă acum că vin alte firme sau dacă dumneavoastră ați fi prins cu gunoiul transportându-l, ați încălcat legea respectiv. Noi vrem, vă înțelegem că vreți mai ieftin și e normal, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi că fără să ne unim eforturile, noi nu vom reuși să rezolvăm, să ne atingem țintele odată de gunoi ieftin și de creșterea gradului de colectare selectiv. Da. Vreau să întreb și ceva. În cazul în care noi nu am fi de acord cu acest parteneriat, există riscul? Bun, vă rog. Există riscul de a nu mai fi de acord să ne putem depozita, da? Ce se întâmplă? Deci am primit o adresă de la ECOSUD și de la DIS, deci cele două instituții, prin care ne atenționează că dar începând cu data din 1 martie, nu vom mai putea depozita la ECOSUD Onești în condițiile în care nu s-au aprobat prețurile negociate cu Consiliul Județean, cu operatorul ECOSUD și cu ADIS. Deci, într-un cuvânt, ne s-a pus în vedere că nu avem altă soluție. La Târgu Ocna, Consiliul Local astăzi nu a aprobat și de luni trebuie... Păi stați că nu, eu spun, n-am spus că l-au dreptat. Dar de luni va trebui să ne ofere un teren unde să depozităm deșeurile menajere betonat, conform normelor, cu aprobarea Agenției de Mediu, care nu-ți dă cu depozitare temporară, până vom putea duce la ECOSUD.
Eu am încasat niște amenzi, nu pentru depozite din astea mari. Astea mici, un metru, cupă. Deci, domnilor... Dar dacă nu uităm că Adisul este o societate comercială a unui ins care vrea să câștige bani din gunoaie, că noi la data de astăzi, noi nu facem nici arci cu gămălii, nici pixuri, nici, numai un pic, nici măcar, știu, radiere, noi facem niște șmecherii de comerț. Comercializăm apa, care era 1,20 lei de la Cărăboaia, acum am făcut-o vreo 8, că a venit crabul, care domnul Bene așa parandărătul, sau așa, nu parandărătul, că așa, banul, firma lui, din cu acei stavarache la gunoi, ce îi dăm după deget? Hai să-i zicem așa. Și acum, deci mai... Nu mai puțin. Informația asta că a blocat Cârgovna nu există la momentul acesta. Noi nu am primit o adresă că vom fi blocați, dar riscul este să se întâmple ca noi. Dacă vă amintiți, în 2018, în vară, am fost blocați două luni la gunoi. Când a fost Focar și toate ce. Nu aș vrea să ajungem acolo. Doamna director a venit special în comisie acum o săptămână mai bine. Ne-a explicat care este situația. Ne-a dat cifre. Cât s-a negociat, din cât ce propuneri. Ce am verificat noi? Că este cel mai mic preț de depozitare din țară la momentul acesta de gunoaie. Respectiv, dacă ar fi să ne comparăm, măi, de ce la Bacău este prețul ăsta și la, în altă parte este un preț mai mare? Ele sunt comparabile. Motorina e aceeași, salariile sunt aceleași, respectiv suntem oarecum argumentați în momentul în care propunem acest lucru și eu vă rog să aveți responsabilitatea acestui lucru. Dacă nu îl avem, atunci poate că o să mă acuzați pe mine ce-s cu gunoaiele alea, de ce n-am ridicat gunoaiele sau ce-am făcut cu alea. Să creează un haos, lumea începe iar să arunce prin pârai peste tot, noi tocmai pregătim campania să salubrizăm pâraile. O să ne trezim cu gunoaiele astea pe nu știu unde și eu nu mi-aș dori acest lucru. De fapt, nimeni din dumneavoastră nu-și dorește acest lucru. Deocamdată eu răspund de asta și ca un om responsabil v-am propus să aprobați acest tarif, având în vedere argumentele aduse de directorul Adis care a venit aici cu echipa dumnealui, cu șeful tehnic și de ceilalți factori pe care și domnul Mocanu a invocat și economia circulară prevede să primim bani în fiecare. Anul acesta a fost 1200, la anul poate să fie 1500. Că ea adună niște bani la găleata mare și împarte la suma, la cantitatea de deșeu făcut. Poate să fie mai puțin, poate să fie mai mult. Dar ce este important este că când noi ne putem recupera cel puțin cheltuiala de colectare, transport și depozitare cu acele bani. Asta este ceea ce ne propunem la momentul ăsta. Domnul primar, vreau să duc și la conștiință. Deci aici cum ieșim cu urmă la carieră, la Toro ne-a fost, da? Care la Bielița. Deci nu a apărut gunoaie cu remorse. Ăla este terenul lui Târgovna. Da. Vor apărea în continuare, dacă Târgovna a respins acest amendament, să știți că apare o groapă de gunoi, infecție totală. Auziți, dacă era curios, dacă o întrebați pe doamna directoare și pe aliații, cam ce salarii au? Vedeți, de la 300 în sus. Da, ei sunt salariile? Domnul, nu sunt confidențial. Acolo este un consiliu de administrație. Statul din mărește salariile de la 1 ianuarie. Mărește aia de la data de. Da, o organizație, fie ea că ar fi de stat sau particulară. Până unde tot mărește? Salariile angajaților Adis se dau din cotizația pe care noi o plătim la această asociație. Respectiv, dacă vă amintiți, noi am cerut să nu plătim cotizația de 12.000 de lei pentru că nu sunt operatorul nu știu care și el a spus nu, este aceeași și noi nu putem, acolo sunt 80 ceva de membri și când ăla ridică mâna, orice, uitați-vă, este înregistrat, sunt înregistrate ședințe. La toate ședințele ADIB și ADIS am spus că Stănii Moldova și alte câteva localități sunt defavorizate pentru că nu beneficiază cât plătesc și ei nu au fost de acord să ne reducă cotizația. Și atunci, ca să nu amestecăm lucrurile, salariile Adis sunt din cotizații sau altceva, gunoaiele sunt, ei nu au voie să pună sau să ia vreun leu din gunoaie. Dar ei fac doar transferul și monitorizarea activității. Dar fără această asociație, nu s-ar fi implementat proiectul SMID, care este un proiect
implementat sau alte? Ar fi implementat la la nivelul de care... de mici. Vă rog. Serviciul de salubritate are un excedent de 120.000. Acești bani sunt necesari pentru plata TVA-ului aferent mașinii de gunoi pe care noi nouțe, pe care noi vrem să o achiziționăm. Vă rog să fiți de acord și să aprobăm acest. Da? Dar pot să vă spun o întrebare, nu cea mai bună. Am văzut ieri la Moinești, că am avut treabă la Moinești și am văzut mai demult la Comunești. Această autoutilitară care ați luat-o de la Dedevan, de ce n-ați luat-o pentru o gunoieră mică, care a zis că se intre pe toate ulițele? Ce ați văzut? O gunoieră mică? Da. Da? Haideți. Mă gândesc că această autoutilitară era mai bine dacă era... Gunoiera mică de care spuneți dumneavoastră nu este a Moineștiului, este a lui Romprest. Moineștiul nu are... Vreau să vă spun... Este o mașină mai utilă decât asta. Nu este mai utilă. Haideți să vă spun de ce. Noi am luat această mașină pentru reciclabil, nu am luat-o pentru gunoaie. În mașina asta vor fi cartoane, plastice, sticle și alte care se deplasează la Onești. În mașina pe care ați văzut-o dumneavoastră, dacă ar intra aceste gunoaie, trebuie compactoare. Care are compactoare este pentru menajer. Bun. Acum, noi vom strânge menajerul de pe străzile laterale unde nu poate să intre compactoarea mare cu tractorul care este la fel basculabil. Și mașina asta este luată pentru reciclabil. Respectiv, ca să îmbunătățim gradul de colectare, este și mai sprinteră, îți duce până la Orești, repede, vine înapoi, adică... Are ceva, dar v-am răspuns. Eu cred că v-am dat un răspuns cât se poate de pertinent. Dacă nu mai are nimeni nimic de spus, avizul comisiilor, favorabil. Cine este favorabil? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 2 suplimentar. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Sfânt Moldova în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este o cerință a inspectoratului, dar este și o nevoie ca reprezentantul nostru să pună niște probleme acolo legate de următoarele aspecte. Spre exemplu, aici se discută câte clase se fac și de ce profil. La profesională noi nu avem, dar ne interesează în principal să mai avem o grupă de grădiniță care este aprobată deja. La Stănii Moldova vom avea 3 grupe de grădinițe cu 6 educatoare și ne propunem ca în anul următor să avem și la, adică anul 2021, cum ar veni 2022, să avem și la Cireșoaia program prelungit. Din această cauză, reprezentantul nostru acolo trebuie să susțină aceste cauze și să ducă mai departe ideile pe care noi le avem vis-a-vis de cheltuială. Spre exemplu, ca să obținem încă 2 educatoare, crește costul de resursă umană la inspectorat. Am propus doamnei general, inspector general, să ne transfere microbuzul și conducătorul auto, să avem noi cheltuiala cu microbuzul și managementul, avem responsabil cu transportul, avem infrastructura necesară și atunci ar fi mult mai am scuti da, nu, un salariu. Diferit. Este diferit. Bunurile și serviciile sunt separate și cheltuielile cu salariile sunt separate. Da, dar deci noi putem, dacă dumneavoastră luați microbuzul, putem folosi acei bani pentru bunuri și servicii, dar cheltuielile cu salariale sunt pe salariu. Nu putem muta banii de la salariu la bucurie. Dar n-am spus asta. Am spus că un salariu dispare al conducătorului auto și apar 2 salarii ale educatorului. Dar are jumătate de normă la conducătorul auto. Dar are salariul întreg. Pentru că este și jumătate de normă. Bun. Încă o dată. Întreținerea vom face noi. Nu, inspectoratul n-ar fi de acord. Dar de ce să nu lăsăm prin inspectorat? Pentru că ei nu sunt de acord să crească numărul de angajați și cheltuiala cu învățământ. Dacă nu sunt de acord, că îi obligăm. Bun, ei au aprobat pentru anul acesta. Bun. Este vorba de reprezentantul în... Este vorba de propunerea dumneavoastră să vă reprezinte cineva acolo și...
Eu vă rog să faceți propuneri, pentru că... Cred că dumneavoastră știți în mare parte probleme și cum ar trebui pusă problema acolo și vin cu propunerea pentru a fi dumneavoastră reprezentantul Consiliului Local. Nu am o problemă cu drag... Cunoașteți... Bun, eu știu problemele, pentru că na, sunt totuși toate adresele, relația cu inspectoratul direct pe la noi. Privind acest aspect. Administrarea. Privind acest, privind acest aspect. Celelalte aspecte. Mai propune cineva pe cineva, pe cineva? Cineva? Nu. Avizul comisiilor pentru domnul Baciu? Favorabil. 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 Cine este pentru? Împotrivă? Eu mă obțin. Doamna Guranță, ține și restul și domnul Munteanu. Punctul 3, suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție, buclare LES MT LES 20 kW pentru 11, PT 11 Stănic Moldova și PT 5 Stănic Moldova, inițiator economist Baci Gheorghe Cunăvăr. La momentul acesta, în Stănin Moldova este un singur cablu de 20 de kV care pleacă de la Pârtie și ajunge până la Perna. Când pe această porțiune există o avarie, nu se poate asigura curent electric în Amonte spre Perla, cum ar veni, da? Se mai asigură prin linia de la Mazarine, care de la Petrom, care vine, se întoarce, care nu totdeauna este funcțională. Am obținut, după 2 ani de zbateri, de la Delgaz Grid, să tragă un cablu nou de la postul de transformare de la Pârtie, de lângă hotelul Cerdac, până la hotelul Perla. În felul acesta se face o buclă în localitatea noastră și oricând apare o defecțiune între două posturi de transformare, curentul se poate asigura dintr-un sens sau din celălalt, în așa fel încât avaria va fi pe o durată mult mai mică. Și este necesar, acum o să transmit celor care ne urmăresc că Stănicul va fi un șanț dintr-un capăt până în celălalt, că fără să facă șanțul nu se poate repara, dar fără această investiție nu se poate. După 89 nu s-a mai făcut o modernizare a rețelei de 20 de kV în Stănin Moldova. Vă spun și știți că acest cablu trece pe sub garaje, a fost un defect chiar sub baia, adică sunt niște probleme care ne-ar perturba puternic siguranța localității și, bineînțeles, disconfortul creat de întreruperile astea frecvente de curent. Eu vă propun, am modificat amplasamentul, trebuia să intre de 2 luni această propunere și am modificat amplasamentul pentru că aici, chiar pe strada Ștefan cel Mare de la Troiță, de la ieșirea din parcul, de pe zona verde, era un aliniament și noi am făcut niște sondaje pentru cei care au fost aici, au văzut că am făcut niște sondaje să ne păstrăm un aliniament pentru linia de pentru iluminat public și utilitățile noastre. Am așezat gazul, telefonia, iluminatul public și linia asta de 20 de kV și de aici va merge la deal și o să refacă la situația inițială. Pentru cei care locuiesc în zona Bălcescu până la Biserica Catolică, trebuie să înțeleagă că se va mai face încă un șanț care va rezolva problema. Da, din păcate, fără deranj nu se poate face. Am fost deranjați că parcă trăim un secund. Bun. Acum, dumneavoastră știți că au fost avarii în zona aceea de 20 de kV și în iarna trecută. Au venit, au reparat, acel cablu era... Și de la conducta de apă. Cablul de la... E cea mai defavorizată zonă, din păcate, dar uite că... Poate va ajunge să fiți favorizată vreodată, că noi tot așteptăm. Îi vine rândul și acestei zone. S-a schimbat cablul de la postul PT-11 de la Pârtie până la postul de transformare de la Brutărie, care era puternic avariat, care nu are legătură cu bucla asta de care vorbim noi acum. Adică sunt două lucrări separate, una nu o suprimește pe cealaltă.
Fiind vorba de gaz, de energie electrică, dar în mod special de aceste firme serioase, EonGaz și altă firmă tot din domeniu, acum câteva luni ne-ați promis că o să trimiteți pe cineva pe strada Sărăriei să facă un tabel cu cei care doresc să-și introducă gaze. Tot mă întreabă oamenii de acolo, când mai vine cel de la primărie ca să ne treacă pe tabel? Vă rog să dați un răspuns. Dau răspunsul imediat. A venit reprezentatul unei firme care știe să facă această documentație, o documentație care se face. Am solicitat, trebuie să facem niște pași intermediari. Prima dată solicităm la Delgas Grid să ne spună dacă au intenția să facă investiții pe această stradă, ei ne dau ca o negație, sigur o să primim că nu au de gând să facă investiții. Și abia după aceea, după ce primim de la ei, le-am dat harta. Deci primul pas a fost să stabilim metri liniari și zonele unde vrem să extindem rețeaua de gaze. Harta respectivă noi le-am dat-o pe străzi, pe lungimi, pe ce este, că avem totul măsurat electronic. Respectiv, până la momentul acesta nu am ajuns la cetățean. Când ajungem, când primim negația de la Delgas Grid, atunci începem acțiunea. De ce ăsta e răspunsul? Deci, să așteptăm până răspunsul este că suntem pe un plan de rezolvare. De plus, începând din toamna anului trecut, EonGaz a avut niște proiecte să introducă gaze în localități care nu au gaze pe cheltuiala lor. Nu știu la extindere cum stau, dar dacă e nevoie, mă pot interesa. Vă pot spune eu. Extinderile vor intra pe OUG. Știți că s-a dat ordonanță de ultima guvernului Orban în funcție, care prevede și finanțarea proiectelor de gaz. De extindere? De extindere. Și de extindere și de în localitățile unde nu este. Că extinderea unei rețele de gaze este tot o lipsă de gaz în zona respectivă. Numai că Delgas Grid are pe planul lor de investiții să-și facă ei niște investiții în sensul acesta și noi până nu depășim prima etapă că ei nu vor face investiții pe strada Sărării, până atunci nu putem să strângem semnături de la oameni. Că dacă ei au pe planul de investiții să extindă rețeaua de gaze pe strada Sărării, atunci ne vor da că este prins în planul de investiții și în anul acesta, anul viitor sau când au ei, vor extinde această rețea de gaze. Este un pas intermediar, l-am făcut și foarte curând vom ajunge la oameni. Apropo cu gaze, eu am băgat dosarul, domnule. Așa. Ședința care vine, văd că eu l-am dosarul acolo, am să mă puse o săptămână, mă sună și îmi zice dacă se poate. M-am luat o particulă. Bun, am înțeles. Bun, cei care au, dar noi, apropo, uitați și astăzi, avem o, la punctul de pe ordinea de zi, nu avem astăzi, pentru Delgas aveam asta cu linia de 20. Dar frecvent avem asemenea situații. Nu se pune problema să nu venim în întâmpinarea celor care pot pe cheltuiala lor să-și tragă gaz. Există coloană care au prea și... Da, dar este la 200 de metri, cât aveți? Bun. Dacă mai sunt întrebări vis-a-vis de asta. Am zis comisie. Favorabil. Favorabil. Cine este pe împotrivă? Se abține cineva? Punctul 4, suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru serviciul public local de salubrizare Slănicu Moldova în financiar 2020. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul. Sunt două puncte. Este vorba de autogunoieră compactoare și vă spuneam în ședințele celelalte că noi vom pune banii pentru autogunoiere și ei plătesc de aur pentru că îl recuperează și nu avem voie să plătim integral. Da, a fost aprobat și mai departe este schelet metalic și prelat auto. Noi le-am dat această utilitară basculabilă, dar au nevoie de prelată și am spus să facă ei cheltuiala asta ca să nu mai împovărăm noi. De ce nu ne-a făcut un bonus? Mi-a făcut un bonus, domnul. De cât era 1000 de euro? Avem discount foarte important pe mașină, dar la momentul acesta, dacă vreți, vă dau valul de la chestii toate astea. Nu asta este problema. Această prelată
este un accesoriu al mașinii, noi am predat mașina cu benă și n-au decât să-și cumpere, să-și o întrețină, o să fie și inscripționată frumos cu asta. Este necesar pentru că altfel până la Onești, dacă plouă cartonul și toate celelalte, nu plătești greutatea de... Știți de ce v-am spus? Pentru că la Dedeman, deci la Dedeman, cel care furnizează automobilul, era un preț la carosare și era scutită și ulterior inspecția auto, că trebuie să, acum să face din nou inspecția este auto. Omologare. Da, să face omologarea cu prelată și mai sunt altfel. Eu am zis că știu deci, că sunt... Da, apreciez că știți. Lucrul a evoluat așa. Dedeman nu vinde decât șasiul. Obloanele de 40 de 60, noi avem de 60 de centimetri și platforma, o furnizează o altă firmă. Noi am făcut primul pas, am cumpărat mașina, noi am dat un șasiu serviciului de salubritate și inclusiv bascularea pe trei direcții, tot furnizorul de obloane a făcut-o. Dar Dedeman ne-a vândut, furnizorul nostru de mașină a vândut-o la pachet, dar ne-a dat prețul pe mașina platformă și a dat prețul separat pe carosare. La momentul acela, când s-a pus problema să ne dea și această prelată, am luat decizia, faceți-vă cheltuiala de la serviciul de salubritate, da, să mai facem. Eu dacă mă duc să pun prelată pe o mașină, e un cost. Dacă firma care pune la nu știu câte mașini prelate, o renunță ei. Dedeman nu pune prelată. Da, bine, am... Da? Zic din Dedeman, zic fără... de orice firmă. Bun. Vă interesați și o să vă convinge. Deci planul de investiții sunt două. Nu nimic, avizul comisiei laborabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, sursa de finanțare A și sursa de finanțare G, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Deci, suma este de 6.823 de lei, cum am discutat în comisii. Acești bani nu-i mai putem cheltui la sursa G, pentru că nu mai avem, la momentul acesta, sursa G nu mai există. Și trebuie să îi aducem la relata mare simplu. Probleme? Puții? Avizul comisii favorabil. Cine este favorabil. Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Punctul 6 suplimentar, proiect de hotărâre privind acordarea câte un pom fructifer primilor 200 de cetățeni care achită integral datoriile către bugetul local al orașului Stănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul. Este al treilea an când vă supun aprobării această metodă. Este corect să apreciem pe cei care își plătesc datoriile repede. Deja avem lista primilor 200, după cum știți, noi facem o listă cu 250, cu 300, pentru că sunt și locuitori la blocuri sau care nu locuiesc aici și atunci primesc următorii acești pom fructifer. Având în vedere că este o primăvară timpurie, vă solicit această aprobare, pentru că întârzierea ei ar periclita aprovizionarea. Suma este aproximativ 215 lei, poate chiar mai puțin 12 lei. Nu este o sumă mare, este doar un gest pe care noi îl facem pentru a susține și poate din acești pomi fructiferi poate o să mănânce cineva fructe și o să faptul că a fost harnic și corect a fost premiat. Cred că nu sunt alții. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Ultimul punct de suplimentar, proiect de hotărâre privind aderarea orașului Stănic Moldova la Asociația Galba la Trocușului Bacău, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Am discutat înainte de ședință în comisii cât de important este ca noi să fim în această asociație. Am avut consultări și cu Asociația Valea Trotușului și cu Gal Valea Muntelui. Singura asociație Gal la care ne putem duce este Gal Valea Trotușului, întrucât
Asociația Gal Valea Muntelui depășește, adică are procentul de urban acoperit. După cum știți, aceste structuri asociative au avut în vedere să deservească ruralul, doar un procent, dacă nu mă înșel, de 25% au voie să fie din urban. Noi, chiar dacă suntem în mare parte rural, suntem interpretați urban, suntem oraș. Aduce niște avantaje foarte mari, atât primăriei, cât și agenților economici. Pentru cei care ne urmăresc, la momentul acesta, membrii acestui GAL primesc primăriile în jur de 80.000 de euro, 80.000 de euro, la fel primesc și întreprinzătorii. Întreprinzătorii însemnând în general fermieri legat de agricultură sau de structuri asociative, cum ar fi anumite ansambluri, anumite... Și atunci, noi am pierdut deja o primă etapă. La momentul acesta vă supun atenție să intrăm în acest GAL, care ne-ar aduce niște avantaje și pentru faptul că acum se fac proiectele pentru 2021, când se încheie prima etapă de GAL, până următorii 6 ani de zile, 2027. Dacă aprobați acest aspect, avem doar cheltuiala cu cotizația anul acesta, dar vom fi prinși mai departe în toate proiectele lor, ca și localitate membră, și vom putea dezvolta anumite investiții și pe partea asta. Un exemplu, o primărie și-a cumpărat o mașină de gunoi, dacă nu înșel, sau de pompier, sau de... Se pot 80.000 de euro sunt bani, dar se estimează că pe viitor exercițiu financiar banii vor fi mult mai mulți, pentru că Comunitatea Europeană intenționează să susțină structurile astea asociative de zone. Și atunci putem să accesăm anul acesta, spre exemplu, fără bani, suntem prinși pe un traseu turistic care va fi amenajat pe acest culoar de finanțare, care va pleca de la Mănăstirea Cașii și va ajunge până la Ghimeș, dacă nu știu. Este un lucru extraordinar de bun ce se întâmplă cu acest GAL, dar în același timp este păcat și chiar foarte mare, pentru că nu am prins primul tren. De acum 10 ani trebuia. Exact. Acum 10 ani trebuia. Cum ce să facem? Ce să facem? Ce să facem? Am emoluit. Noi este o democrință. Noi astăzi. Dar este bine că... Ce mocărință? Că s-a luat. Ce de acum 10 ani? Avizul comis favorabil. Favorabil. Cine este pe... Împotrivă? Se abține cineva? Nu. În special, puncte au fost atins, eu vă mulțumesc. La următoarea ședință vă voi prezenta raportul pentru anul 2019, care este obligatoriu din partea primarului să prezinte Consiliul Local. Și o să vă rog, dacă se poate, la final, să aprobați propunerea domnului Munteanu, cine vine la Cireșoaia să participe la această vizualizare a modului de lucru. Păi ce o frecă în urmă? Deci domnul Ionel, da? Cine mai e? Domnul Catană, da? Și domnul Munteanu în proces de bază. Și domnul Munteanu. Da? Bine, domnul primar.